E 29 septembrie, să comemorăm 140 de ani de la nașterea lui Ludwig von Mises. Un eveniment organizat evident de Institutul Ludwig von Mises România. Eu sunt Tudor Smirna, îl am alături de mine pe Vlad Topan. Și bună seara. În spate aici avem cărțile din librăria Mises, pe care le-am editat o parte Institutul Mises, altele Institutul Hayek. Și v-am invitat în seara asta ca să discutăm opera lui Mises, dar și evenimente actuale în lumina argumentelor și ideilor lui Mises. Și ca să nu mă lungesc mai mult de atât, Vlad, hai să vorbim. Mulțumesc, bună seara, vă salut și eu. Mă bucur să ne vedem chiar și în condiții vitrege, care tind să se normalizeze. Am abordat și eu această întâlnire ca pe o întâlnire prietenească între iubitorii lui Mises. Și m-am gândit să vă împărtășesc câteva gânduri prin care să nu facem decât să recapitulăm până la urmă de ce îl iubim pe Mises, de ce îl prețuim pe Mises, de ce îl citim pe Mises și de ce credem că cunoașterea operei lui ne facilitează mai bună înțelegerea realității în care ne mișcăm. Sper să nu mă întind prea mult. Tudor, te rog să mă verific și tu în limita 15-20 de minute maxim. Ne faceți vreun semn. Da, oricum ne puteți interpreta, ne puteți întrerupe oricând dacă aveți o întrebare, un comentariu. Mă gândeam să trec în revistă contribuțiile. Întotdeauna e bine să recapitulezi, un reflex de profesor. Și vorba lui Taleb, un profesor n-are ce să vă învețe decât să fiți profesori. Da? După care am să punctez totuși câteva lucruri legate de speciale, care îmi stau mie pe creier în ultima vreme, legate de calcul economic și problema asta a socialismului care revine peste noi, câteva probleme de raționalitate, dacă vreți, și în contextul actual, la care e atitudinea rațională în pandemie și în schimbările care au loc, și poate puțin despre bani și crize, pentru că asta e o temă care plutește iarăși în aer. Va veni sau nu va veni o criză și la ce să ne așteptăm, ce fel de criză, în ce măsură se aplică ideile lui Mises. De ce îl iubim pe Mises? De ce îl sărbătorim pe Mises? Simplu. A dat câteva contribuții fundamentale în știința economică, încă e suficient apreciate. Chiar recitindu-i de curând anumite lucrări, anumite teme, anumite idei și citind literatură foarte recent în jurul acelor idei, îmi dau seama cât de mereu actual îl găsesc pe Mises, într-un mod care mă surprinde. Poate că se poate spune despre mulți autori treaba asta, și despre Marx, și despre Keynes, cine știe. Însă eu am o senzație acută despre Mises, că aproape de fiecare dată când îl recitesc, ideile lui sunt capătă conotații mai profunde și mai importante decât la o lectură anterioară. Ce ne-a dat Mises? Ne-a dat întâi o teorie a banilor. Deci dacă vrei să înțelegi repede care e treaba cu domeniul monetar, cu sistemul bancar, te duci la Mises, la Theory of Money and Credit și te duci la părțile pe bani din Human Action și înveți cum să treaba cu banii. În contextul actual în care, de exemplu, Modern Monetary Theory, așa zisa Modern Monetary Theory, care nu e nici modernă, nu e nici prea monetară, nu știu cât de teoretică este, mă rog, dacă e să fim răutăcioși. Dar e un set de idei care se vehiculează în mod curent. Ca să o înțelegi mai bine, de exemplu, e foarte bine dacă ești echipat, utilat cu ideile lui Mises. Da. Vrei să zici? Cred că ar fi moment bun să o legăm cumva și de biografie, adică să punem în contextul ăsta că
contribuțiile lui Mises pe monedă sunt aproape definitive. Deja când scrie tratatul pe monedă, Theory of Money and Credit, mă rog, în germană un pic altfel, argumentează Guido Kunstmann că ar trebui să fi fost tradus ca teoria banilor și mijloacelor circulante, mijloacelor fiduciare, care sunt o chestiune diferită de credit. Dar vreau să punctez chestia asta, că Mises începe ca jurist. Deci pregătirea lui a fost de jurist, a fost inițial sub un profesor care era din școala istorică. Vlad, ajută-mă tu că nu mai țin minte cum îl chema. Ori Grunberg, ori Filipovici. Filipovici, la Filipovici, da. Mă gândeam. Deci a făcut doctoratul și a făcut un doctorat în drept, care este în științe juridice. Da, cred că doctor iuris. Care este, da, care a fost înrăurit sau cercetările lui au fost înrăurite de școala istorică. Da, tinerețea a fost social-democrat. Și Fabian, da, și social, exact. Asta era ideea, asta era ideea. Și că sub înrăurirea apoi a lui Menger a devenit economist austriac și a început să sistematizeze, a început să aducă niște contribuții la școala austriacă și la teoria economică. Și primele contribuții sunt cele legate de monedă. Deci a adus moneda în sfera subiectivismului și marginalității. Deci pentru că moneda rămăsese cumva după revoluția asta legată de valoarea subiectivă, mi se zice revoluția marginalistă, moneda rămăsese în groapa holistă, ca să fac un fel de joc de cuvinte, așa. Deci rămăsese o chestiune care era tratată în mod paradoxal în termenii economiei clasice. Și Mises s-a înțeles că e cazul ca și moneda să fie tratată în cadrul paradigmei subiectiviste. Și practic teoria banilor și creditului asta face, tratatul ăsta, fără ca Mises să rotunjească perfect ceea ce are de spus despre moneda acolo. Dar se întâmplă chestia asta, printre primele contribuții, și se întâmplă în 1912. Da, deci dacă vrei să știi ce sunt banii, să înțelegi ce sunt banii în profunzime, citește Mises. Și e important, că va fi crucial pe viitor. Adică și dacă vrei să înțelegi fenomenul Bitcoin, încotro va lua, cum se va consacra, rămâne activ speculativ, devine monedă. Pe de altă parte, suntem în epoca banilor fiat, suntem în epoca banilor de cred. Și ca să zic așa, plătim consecințele acestui între ghilimele curaj istoric pe care îl avem de la Nixon încoace, când s-a rupt orice legătură între dolar și aur, ultima legătură relicvă între monezile fiat și vreo ancoră obiectivă alta decât, să zicem, discernământul bancherului central. Deci, ca să înțelegem epoca banilor fiat în care trăim, teoria monetară modernă, perspectivele Bitcoinului, suntem echipați dacă citim Mises. Și mai mult decât atât, trebuie să spun acest lucru, că nu știu, aveam impresia că sunt un mai bun comentator și tâlcuitor al lui Mises, dar îmi dau seama că el întotdeauna a avut în spate motive practice, de om așezat, ca să citească, să studieze, să conceapă teorii. Adică niciodată n-a conceput teorii, raționamente de dragul, dar de a fi profesor, apropo de gluma lui Taleb. Nu, s-a apucat de teorie pentru că studia niște relații agrare în Galiția și trebuia să le înțeleagă și a constatat că are nevoie de analiză teoretică pentru a putea să repovestească cu sens o situație concretă istorică dată. De asemenea, s-a apucat de teorie monetară din aceleași motive, ca să înțeleagă evoluția prețurilor.
mai mult decât atât, a aprofundat analiza economică, refuzând și o slujbă birocratică, imediat după terminarea facultății, refuzând și stricta carieră universitară, deci mergând cumva către Camera de Comerț, către business, și fiind nevoit să înțeleagă realitățile economice, a pedalat mai departe și pe teoria economică cu acest obiectiv. Deci nu era un șoarece de bibliotecă, nu era niciun, să zicem, spirit geometric, cum îi place mai nou lui Cristian Comănescu, creatorul Institutului Mises România, să zicem, să zică. Și aici folosim ideea de spirit geometric într-un sens prost, abstract, neaplicat și așa mai departe. Deci ne-a învățat care e treaba cu banii. Miza practică a contribuției misesiene este următoarea, că până nu vom, încerc să-l traduc pe Mises, până nu vom înțelege că trebuie să separăm cumva instituția monetară în dimensiunea ei comunitară, umană, de discreționalismul guvernamental sau de diverse alte, să zicem, criterii arbitrare, nu vom reuși să reformăm cumva societatea, nici nu vom reuși să recâștigăm o anumită onorabilitate pentru o formă de liberalism respirabil. Da? Cumva moneda este o instituție atât de centrală în societate, încât neintrând în această dispută politică și ideatică cu curaj, liberalii clasici au compromis proiectul liberal. E suficient să reții câteva domenii strategice, să le extragi din sfera gândirii liberale ca să compromiți liberalismul. Moneda e centrală din punct de vedere economic, după care, de exemplu, educația. Dacă ai socializat moneda și educația, poți să ai un sistem în aparență cu ambalaj de capitalism, însă în osatura lui, în inima lui, da, sângele și limfa, ca să zic așa, moneda și educația, îi sunt socialiste și e just a matter of time până când societatea redevine intervenționistă, sever, keynesistă, socialistoidă, social-democrată și așa mai departe. Un soi de, ca să mă întorc chiar la Taleb, că sunt acum marcat de lecturi recente, o proastă organizare a instituțiilor monetare înseamnă o manieră de a nu ne pune cu adevărat pielea în joc, dar de a încerca să ne aruncăm, să ne pasăm cartoful fierbinte unii altora. Bun, aici pot reveni sau putem reveni cu discuții, sunt curios ce gânduri aveți și dumneavoastră. Deci pe linia lui Mises, ca să închei aspectul monetar, trebuie să revenim la o monedă marfă, spre deosebire de o monedă simbol sau fiat. Trebuie să revenim la o monedă privată, spre deosebire de o monedă de stat. Trebuie să revenim la o monedă care se produce în logica obișnuită, business as usual, spre deosebire de o monedă care se produce cu criterii ad hoc, gen stabilitatea prețurilor sau riscuri sistemice închipuite de o anumită natură, care mai degrabă sunt amplificate prin criteriile ad hoc adoptate decât sunt evitate. Și atunci, cu asta chiar închei, pentru Mises, politica monetară și opțiunea lui pragmatică, iarăși, nu era un tip care să construiască utopii, opțiunea lui pragmatică era etalonul aur, propriu zis. Chiar am zis și cu alte ocazii, chiar cu monezi de aur în circulație, ca să nu le piară oamenilor memoria că totuși banii sunt aurul. Pentru Mises, această opinie pe care n-a relaxat-o de-a lungul timpului, ci dimpotrivă a asumat-o mai abitir, adică a devenit mai radical în timp, pentru el un sistem monetar, o politică monetară bună, deci un etalon aur, înseamnă, sau are același rol ca și o constituție, ca și o carta a drepturilor omului, este o pavăză a libertății. Da? Este o pavăză a libertății. Ce altă contribuție ne-a mai dat Mises legată de aceasta? Ne-a învățat de ce socialismul nu este altceva decât un haos planificat. Lecție grea, care n-a fost digerată. Și iarăși, pentru că sunt nevoit în ultima vreme să revăd această discuție, din rațiuni, interes de serviciu, ca să zic așa,
am descoperit cu maximă surprindere că putem. Deci, dacă cineva trebuie să învețe economie, e suficient să treacă prin istoria gândirii economice, mai ales în secolul 20, cu problema calculului în minte. Și va descoperi un aspect straniu, că deși nu se discută problema calculului explicit foarte mult, decât în cercuri austriece, în anumite momente, gen căderea din jurul anului 1991, 89-91, când atunci puțin a fost reluată discuția, că nu prea mai puteau ignora. A, uite, parcă a zis unul cândva că lucrurile stau în neregulă. Dar în general e o liniște cu privire la problema calculului, mici episoade de dezbatere, mici nișe academice, jurnale, numere de jurnal în care se poartă, vezi, doamne, această discuție. Dar în manualele mainstream, în cursurile de economie, în toate cele, dezbaterea e un fel de mare absent. Da. Însă dacă sapi puțin, constați că Mises i-a marcat aproape pe toți mari economiști ai secolului 20 și nu numai, foarte mulți gânditori. Abia acum, fiind accesul acesta fulminant prin internet la tot felul de jurnale, de arhive, de cărți și așa mai departe, constați, în anii 20, nici n-a apucat bine Mises împreună cu Max Weber să lanseze argumentul pe piață, că au și început să sară Iacob Marșac, un individ, un economist care va ajunge economist celebr, nici nu știu dacă nu fi câștigat și premiul Nobel. Karl Polanyi, mare sociolog, bineînțeles, Otto Neurath. Deci foarte mulți gânditori imediat sesizează importanța argumentului și se chinuie, se dau de ceasul morții să-i dea replica în diverse variante. Ronald Coase, care va scrie despre teoria firmei și va câștiga premiul Nobel cu analiza lui economică bazată pe costuri tranzacționale, a început ca socialist și miza lui era cum ar putea el să-i răspundă totuși lui Mises pe problema calculului economic, el asimilând existența firmelor în economia de piață, ca, sau interpretând-o ca un mic arhipelag de oaze socialiste, crezând că ce e în firmă e la paritate, la scară mai mică, cu ce e într-o economie de comandă la scară mare. Paul Samuelson începe Foundations of Economic Analysis cu un ghiont la Mises. Koopmans, un olandez, Chalin Koopmans, care la rândul lui va ajunge și premiul Nobel și va da naștere formalismului în economie, în matematic în economie și unui lanț de câștigători de premiul Nobel. La un moment dat, când se deschid relațiile între vest și est după Stalin, deci după 1953, ajunge prin 60 în URSS, iarăși mențiunile cu privire la problema calculului economic sunt minime. Dar când s-a dus întâlniri prin Moscova, Sankt Petersburg, Leningrad, Novosibirsk, s-a plimbat să se vadă cu matematicieni și ciberneticieni și economiști sovietici care încercau să introducă elemente de raționalitate în economia sovietică, da? Avea o singură întrebare cu Mas peste tot. A constatat că până la urmă nu are cu cine să o dezbată prea mult, dar întrebarea era: aveți nevoie de prețuri? Cum folosiți prețurile? De unde le luați? Ce folosiți în loc de prețuri? Și sistematic, cu tema asta s-a dus. Da? Deși, iartă-mă să nu uit ideea, deși, vezi, doamne, dezbaterea cu privire la calcul era încheiată. Că doar Oscar Lange a zis repede că se aplică modelul echilibrului general în aceeași manieră și în capitaliști și socialiști, deci dezbaterea încheiată. Pe nimeni nu mai doare treaba asta. Dacă te uiți sub această aparență de dezbaterea tranșată, vezi că fiecare, da, a fost marcat de acest episod, de această luare la cunoștință cu argumentul lui Mises. Da, eu aici am două chestii de ce te-am întrerupt. Sau mă rog, am să încep cu chestia mai puțin importantă. Genul ăsta de constatare o ai de multe ori când citești și nu numai pe chestia asta, de multe ori observi că argumente din școala austriacă sunt practic nu sunt abordate frontal, ci sunt trecute sub tăcere. Și după aia vezi tot felul de încercări de a rezolva sau de a ajunge la rezultatele școlii austriece, dar nu cu metodologia școlii austriece, pentru că sau nu cu opțiunile politice explicite, pentru că astea sunt da, evident
Nu sunt onorabile sau nu sunt onorabile, pentru că și tot Mises zicea, în momentul în care înțelegi economie, nu mai e cum să mai fii decât liberal. Așa, sunt multe, deci stai așa. Și prima, asta e chestia secundară. Chestia principală pentru care l-am întrebat pe Vlad era că aș vrea să legăm cumva contribuția din 1920, de care vorbea, argumentul ăsta al calculului socialist. În primul rând, hai să-l explicităm, hai să-l un pic, explicităm că l-am un pic, luat, deci l-am luat implicit, da. Și să vedem cum ajunge la el, cum ajunge la el, ca să o luăm și cronologic, așa că avem 1912 tratatul pe monedă. Încercarea de a explica, pentru că acolo moneda este practic mijlocul prin care se formează prețurile monetare, economia fiind în ultimă instanță teoria a formării prețurilor. Și cred că pe filiera asta, încercând să explice felul în care se formează prețurile și încercând să explice fenomenul monedei, apoi când ajunge să fie iarăși, și aici cred că ne putem lega iarăși de pragmatismul ăsta al austriecilor, de a încerca să explice piața în ultimă instanță, la piață, la piața de zarzavaturi, să explice ce se întâmplă acolo. La fel, aici miza istorică a fost, bineînțeles, să explice ce se întâmplă la Rusia, nu? Pentru că în 1917 are loc Revoluția Comunistă. Bine, ea este o împlinire a marxismului și a discuțiilor socialiste care încep încă din secolul XIX, dar se întâmplă și apoi Mises, bineînțeles, simte nevoia să dea un răspuns și să explice în primul rând chestiunea de acolo. Și da, în felul ăsta apare eseul. Deci chiar care legătură faptul că scrie în 20 articolul cu experiența rusă, încă o dovadă că nu are în vedere discuții pur abstracte, da? Academice în sensul prost al cuvântului. Da, deci să marcăm cronologic așa, e vorba de eseul ăsta care e cu adevărat revoluționar din 1920, după aceea este dezvoltat și în 1922 este publicat un tratat care se numește Socialismul. Iar argumentul pe scurt zice că programul socialist fiind de naționalizare a factorilor de producție, deci de abolirea piețelor pentru factori de producție, pentru clădiri, electricitate, prefabricate, pământ, cherestea, rulmenți, etc. Dar zice Mises, abolind aceste piețe, nu se formează prețuri reale de piață pentru factorii de producție și atunci nu poți da o expresie costurilor de producție. Și deci în ultima instanță planificatorul socialist va ajunge să aloce resursele la întâmplare, utilizând criterii ad hoc. Dar nu va putea spune niciodată dacă un pod, o clădire, un cartier, o fabrică, da, este eficient produsă sau nu. Dacă nu era mai bine să fie produsă dincolo, dacă nu era mai bine să fie produsă cu alte materiale, dacă nu era mai bine să fie produsă cu o altă combinație de factori de producție. Da? Navighează planificatorul pe oceanul posibilităților de producție, zice Mises, fără busola, calcul economic și cumva. Și în beznă, fără stele, fără nimic. Da, exact. Dar ideea e că e foarte greitor acest lucru. Deci Mises vorbește la propriu. Alocarea resurselor va fi haotică, aleatorie, la întâmplare, va fi fără sens din punct de vedere economic. Deci practic socialismul încetează sau nici măcar nu începe vreodată să fie un sistem economic. Mă rog, mai păstrează o vreme moștenirea, dacă vine printr-o reformă, printr-o tranziție, mai păstrează o vreme moștenirea, aparența de raționalitate alocativă a sistemului anterior, după care, gradual, se prăbușește, sucombă sub greutatea propriei nebunii alocative, deci un haos planificat, sub aparența. Aici poate că e de menționat, iarăși am două întreruperi la Vlad. Una este istorică, legată de felul în care s-a încercat punerea ca la manual a socialismului în practică în comunismul de război, perioada istorică cunoscută de comunismul de război, care a început din timpul războiului, odată cu Revoluția, și apoi a ajuns să fie încetată și i-a luat locul noua politică economică leninistă. Pentru că comunismul de război a fost încercarea aia de a aboli piețe și prețuri, inclusiv moneda. Și monedă, și colapsul a fost
imediat, adică prăpastia imediat s-a surpat sub sistemul ăla. Și apoi avem recurgerea asta sau retragerea înapoi pe noua politică economică și pe înălțimile dominante ale economiei. Deci au ajuns să spună ok, lăsăm să existe mecanismele vechi, e suficient ca să avem un sistem coerent, să controlăm câteva puncte cheie, industrie cheie. Și așa mai departe. Da, asta în anii 20, până când Stalin preia frâiele complet. Da? Devine autoritar moștenitorul lui Lenin și undeva în 27-28 are curajul să revină la planificarea centralizată hardcore. Și părerea lui despre rolul economistului în societate este până la moarte și economiștii nu vor ieși din acest con de umbră în URSS. Economiștii nu au alt rol în societate decât să justifice deciziile Comitetului Central și ale partidului. Și deși sunt contribuții importante, inclusiv un anumit Leonid Kantorovici, care face niște algoritmi de optimizare în alocarea resurselor, riscau pușcăria și își riscau viața în acel context. Abia după moartea lui Stalin ies la iveală și apare acea brumă de discuție, da, în care se va ancora și Koopmans, Chalin Koopmans, de care ziceam câștigătorul premiului Nobel, când ajunge în Uniunea Sovietică. Da, cu mai aveai întrebări. Da, vreau să vorbesc și despre faptul că Tratatul Mizei Socialismul îl avem tradus, este disponibil online pe site și sper în curând și tipărit. Și mai avem un volum în lucru care e un proiect menit inițial să aniverseze 100 de ani de la eseul lui Mises din 1920. O să iasă cât de curând, este iminent, lucrăm la el. Se numește Un veac de imposibilitate, am mai scris despre el. Este o reeditare a eseului lui Mises despre socialism, care și el e tradus, și el e disponibil pe site, era disponibil și într-un volum care acum e epuizat și pe el a trebuit să-l reedităm, se numește Birocrația. Tot iarăși o operă misesiană, ajungem și acolo. Dar eseul lui Mises vrem să-l reedităm, să-l punem împreună cu un alt eseu al lui Hayek despre cunoaștere legat de eseul lui Mises și de o întreagă dezbatere, ajungem și la ea sau o menționăm cu siguranță. Deci întreruperea asta era legată de cum ne raportăm editorial la opera lui Mises menționată aici. Renodând ideea, deci problema calculului a fost sesizată inclusiv de cei din dezbaterile cu privire la eugenie. Pentru că, de exemplu, eugenia este o formă de planificare centralizată a rasei umane. Da? Și mulți observă, da, interesant că Mises atinge acest lucru în socialism, da? Și încearcă să puncteze același tip de argument care se aplică imposibilității planificării economice, lovește cumva și în imposibilitatea planificării eugenice a rasei umane și așa mai departe. Multe. Leonid Hurwitz cu Mechanism Design, care a câștigat și el premiul Nobel ca economist pentru încercări punctuale ad hoc de a optimiza alocarea resurselor rare în anumite contexte, date fiind anumite asumții suficient de restrictive încât să permită manipulare matematică. Și el, în tinerețea lui, era tot așa socialist, șocat de argumentul misesian, încearcă în toate felurile să regândească cum aș putea totuși să n-accept teza asta, da? Să demonstrez că există posibilitate de raționalitate alocativă, măcar contextuală, măcar locală, măcar la nivel de fabrică, măcar la nivel de regiune, măcar la nivel de problemă. Astăzi, de exemplu, la început socialiștii au invocat problema computerelor, dar mai mult ca pe o glumă, după care au abandonat-o, după care au invocat-o foarte serios. Da? A fost o revoluție cibernetică în anii 60 pe final, 70 pe început. Se găsesc și la noi exemple de cărți în colectivul de cibernetică de la ASE, calcul economic, alocarea resurselor, da? Un fel de modelare matematică a economiei, în care speranța planificatorului centralizat era în computere. Da? Acum se rea discuția pe artificial intelligence.
inclusiv economia asta behavioristă, teoria ghionturilor, the nudge theory, da? Al lui Sunstein și Thaler și ceilalți, Ariely, deci toată așa, e iarăși un dialog oblic cu problema calculului economic. Dar cum ai putea să calculezi chiar mai bine decât agenții economici, chiar judecând din punctul lor de vedere alocarea resurselor și modul lor de comportament? Deci, într-un fel, aproape toate dezbaterile economice importante din secolul 20 au un subsidiar, din punctul meu de vedere, poate sunt eu acum prea generos cu Mises, că sunt fanul lui, da, de netăgăduit, dar au un subsidiar teme misesiene și e neașteptat cât de multe dintre ele au ancore istorice în confruntarea unor economiști cu șocul discuției misesiene, după care acest șoc are reverberații în creațiile lor. Da? Le marchează gândirea pe durata întregilor vieți creatoare, să zicem. Bun. Deci, argumentul calculului economic, evident, gândiți-vă cum îl putem aplica astăzi. Da? Deci astăzi suntem într-un socialism medical haotic până la Dumnezeu, în care alocarea paturilor, alocarea resurselor către cercetare, tipurile de tratamente, tipurile de măsuri. Deci suntem cumva în, cred că dacă ar fi să fiu un planificator onest, cred că suntem în iadul, în coșmarul unui planificator onest, da? Care ar trebui să recunoască, confruntat cu problema asta, piață liberă, fraților, da? Sunteți adulți, face fiecare ce poate, cooperăm cât de bine putem, dar efectiv de la centru nu putem imprima societății decât haos. Da? Bun. Am zis deci de bani, am zis de calcul. Ar mai fi fost o discuție pe crize, da? Pe crize economice. O altă, de fapt două. Una pe raționalitate. Recitindu-l recent pe Mises, pe Taleb și spicuiri din Pateric și Filocalie, am constatat că spiritele mari, ca să zic așa, se întâlnesc. Atâta s-au chinuit economiștii, poate și din proprie inițiativă, dar și la umbra câte unui mare caracter, între ghilimele, de prin inginerie, fizică, matematică sau mai știu eu ce, să vină cu o viziune despre raționalitatea umană, s-au scremut efectiv în toate felurile să producă o teorie completă a raționalității umane, da? Și n-au putut să o dea, pentru că toate criteriile date de către economiști în interiorul economiei sunt ad hoc, sunt ciopârțeli ale ideii largi de raționalitate umană. Din acest punct de vedere, iar pe Mises să-l regăsim ca fiind cel mai prudent, da? Nu reduce nici la maximizarea monetară, nici la consecvența logico-formală, nici la îndeplinirea unor criterii formale mai stricte, nici la urmărirea unui argument de teoria jocurilor. Da? Inclusiv teoria jocurilor, la origini, da, iară pe Oscar Morgenstern, de exemplu, care a fost prezent în mediul vienez în perioada interbelică, a participat la seminarele lui Mises și era și el la curent cu opiniile profesorului Mises. Deci cumva teoria jocurilor e în sine, în subsidiar, o încercare de a explica rațional, m-am întors la discuția anterioară, o încercare de a argumenta că există modalități de a insera raționalitatea în alocarea resurselor pe scară largă, altele decât le vrea profesorul Mises. Dar cumva să tratăm acțiunile umane ca pe niște jocuri în sensul de pattern-uri înguste, dar suficient de simplificate cât să fie algoritmizabile și prelucrabile prin aparatura matematică, să ne dea, prin instrumentarul matematic, să ne dea niște instrumente alocative rezonabile. Dar revenind, deci Mises are prin praxeologie, da, prin analiza asta bazată pe acțiunea umană, un fel de intuiție originară care, pe măsură ce trece timpul, îmi dau seama că e cât se poate de fericită, pentru că nu e autentic economică, dacă vreți. E autentic multe altele, dar e și autentic economică. Dacă vrei să rămâi riguros la acțiunea umană,
și să se pornește la ea, nu prea poți sfenta cu scurtături matematice, behavioriste, empiriste și așa mai departe. Trebuie să-i acorzi greutatea pe care o necesită și făcând analize în termeni de acțiune umană, devii economist pur sânge, ca să zic așa. Abia așa devii un fel de economist nereducționist. Da, nereducționist. Și vedem acum, de exemplu, acum în particular, ca să mă exprim în termenii lui Taleb, e o bătălie între omul cu doctorate și bunica. Da? Adică raționalitatea practică pe care o avem acum, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, punem mască, nu punem mască, mergem în înghesuială, nu mergem în înghesuială, după cine ne luăm. Da? Acum constatăm că trebuie să că nu mai e suficientă invocarea unei raționalități înguste, mi-a zis unul cu doctorat. Atâtea sunt cu doctorat care zic în atâtea feluri încât nu mai știi ce să crezi. Și îți dai seama că de fapt ajungi și zici ca Mises. Aha, stai puțin, că acțiunea omului e rațională constitutiv. Omul în sine face un efort să fie rațional. Fie că e bunica care nu știe să verbalizeze, să expliciteze, să elaboreze elegant, să formalizeze, dar fie că e marele geniu științific cu toate diplomele. Da? Și acum e o concurență. Într-un fel e o concurență existențială între o raționalitate mai fandosită și o raționalitate fundamentală. Taleb zice criteriu, nu e nici acesta neapărat complet, dar e un criteriu mult mai bogat decât, să zicem, consecvența logică, formală. Da? Supraviețuirea. Da? Supraviețuirea. Și Taleb zice, nu știu dacă finanțiștii care au făcut modelele pentru Lehman Brothers sau pentru, nu știu, Evergrande, da? Sunt mai raționali decât bunicile noastre, da? Care ne-au predat lucruri simple de bun simț, care le-au făcut să supraviețuiască în timp. Și o să vedem. Din păcate acolo suntem. Da? O să vedem ce tip de raționalitate va satisface testul existențial pe care îl trăim acum. Sugestia fiind că îl va satisface o raționalitate un pic mai completă, un pic mai bogată, ca aceea pe care Mises o conservă în tipul de analiză economică pe care îl propune. Pentru Taleb, acțiunea care asigură supraviețuirea rațională, pentru Sfinții Părinți, acțiunea care asigură mântuirea, adică un fel de supraviețuire veșnică, dacă vreți. Da? Deci în filocalie la Sfântul Antonie, omul rațional e cel care face ceea ce trebuie ca să se mântuie. Ce e mântuirea? Dobândirea, nemurirea, împărăției cerurilor, deci supraviețuirea veșnică. Da? Facem o extrapolare. Taleb, supraviețuirea, așa la modul agnostic în viața asta, Sfinții Părinți, supraviețuirea veșnică, iar Mises are cel puțin bunul simț să nu cioplească. Da? Raționalitatea pentru el este constitutivă, inerentă acțiunii umane, din acest punct de vedere. Acest efort de adecvare a unor mișloace la scopuri, într-o încercare prin care toți vrem să avem succes. Și nu un succes logic, nu un succes formal, nu un succes monetar, ci un succes, până la urmă, dacă vreți, nu știu, existențial. E o discuție interesantă asta. Oricum, e cel mai robust criteriu de, sau tip de raționalitate pe care îl găsim în teoria economică. Deci, teoria banilor, imposibilitatea calculului economic, o concepție despre raționalitate care mântuie și aspectele teoretice, dar și pe cele practice, de înțelepciune practică și, mă rog, ar trebui să amintim teoria crizelor. Dacă e practic teoria misesiană a crizelor economice, este iarăși ca și la bani singura teorie economică a crizelor, integrată în analiza economică, nu e o teorie ad hoc, gen se întâmplă din când în când o prăbușire a economiei, o fractură, un șoc tehnologic, un șoc exogen, medical, astronomic, catastrofic sau pur și simplu psihologic, dacă oamenii o iau rasna din cauza angoaselor, fricilor, spiritelor animale, cum le-ar zice Keynes. Nu în sensul de animalier, ci în sensul ceea ce îi animă, da? Ceea ce îi animă. Și iarăși, nu vreau să mă lungesc ca să putem și discuta. Să scurtez eu. Scurtează-o, te rog. I-aș interveni aici să spun că, apropo de teoria crizelor, practic, teoria misesiană este
una dintre principalele contribuții din tratatul din 1912 despre monede, 1912. Dar și Mises mai continuă apoi cu niște eseuri care dezvoltă. Ideea în sine este că crizele se întâmplă nu din cauza că ar avea problemă sistemul de piață, sistemul economic, capitalismul, și nu sunt inerente sistemului capitalist, ci pentru că este manipulată moneda. Deci în măsura în care este alterată, etatizată instituția monetară, e posibil apoi să fie manipulată rata dobânzii. Și rata dobânzii afectează felul în care se coordonează diferitele etapele ale structurii de producție, ale pieței. Și deci prin manipularea monedei și a creditului, dar creditul în sensul de credit artificial, credit oferit din nimic, credit făcut, bani tipăriți, bani tipăriți care sunt apoi dați cu un bazat pe economii reale. Da, deci e ca la piață, deci dobânda este o mărime care este afectată de cerere și de ofertă și care fluctuează la fel pe piață în funcție de cererea și de oferta de fonduri prezente, de credit. Și măsura în care tu creezi prin intermediul ăsta al manipulării monedei, creezi credit din nimic și îl oferi pe piață, atunci ajungi să e foarte probabil să dai peste cap coordonarea care se întâmplă de obicei prin acțiunile antreprenorilor. Deci în momentul în care oferi acest credit, reușești să scazi dobânda sub nivelul ei natural. Mises folosește, urmându-i pe alții care au bineînțeles, aici cred că e momentul de menționat că multe din contribuțiile lui Mises, ca și ale altora dinainte și după, construiesc pe niște observații rudimentare antecedente. Adică chiar și teoria asta a ciclului o găsești într-o formă rudimentară mai devreme, la un Ricardo, de exemplu, în perioada clasică. Dar ceea ce face Mises este că generalizează, deci pune la punct niște observații empirice și le dă explicația teoretică și dă o explicație care este apoi acoperitoare, deci este sistematică. Și de ce asta spune Mises? Că în mod sistematic, prin scăderea ratei dobânzii sub nivelul natural, ai să duci la erori antreprenoriale. Deci antreprenorii o să socotească, pentru că rata dobânzii este folosită în calculele antreprenoriale, iarăși chestiune legată de calcul economic, o să se falsifice calculele alea pentru că folosesc o rată dobânzii artificială. E imposibil să mai știi care e rata naturală, care e rata realistă, să zicem, care ar trebui să fie pe piață, dată fiind disponibilitatea de bunuri prezente versus bunuri viitoare, și strici jucăria. Deci, practic, sistemul economic o să fie acum discoordonat din ce în ce mai tare, pe măsură ce antreprenorii o să folosească fondurile astea ca să construiască, să se arunce niște proiecte care nu pot fi duse toate la bun sfârșit. Și așa explică Mises criza. Vlad, mă corectez dacă greșesc undeva prin punctele esențiale. Deci Mises explică faptul că în ultima instanță se vor releva niște o mulțime de falimente, pentru că instituțional a fost introdusă practic eroare în sistemul de piață și sistemul e dat peste cap. Iartă-mă, e o eroare sistematică, adică datorată acelor instituții politici greșite. Nu e eroarea obișnuită de pe piață, volumul de falimente cotidiene, să zicem așa. Și ajunge teoria asta să fie folosită practic atât de Mises cât și de discipolul lui Hayek, cu care lucra, au fondat împreună Institutul de Cercetare a Conjuncturii în Viena. Și prin anii 30, înainte să vină Marea Revoluție Keynesistă, avertizează inclusiv asupra, mai devreme, deci înainte de criza din 29, avertizează asupra crizei. Deci sunt lor de poziție
care pot fi interpretate așa, nu spun exact, o să vină criza pe 20 octombrie sau când a venit în 29, în Marțea Neagră, dar spun în perioada premergătoare, în lunile și anii dinainte, spun că ceea ce se întâmplă, uitându-te la date, este că se creează o expansiune a creditului și că logic nu este decât ca această expansiune să se manifeste mai târziu într-o serie de falimente, care apoi, bineînțeles, falimentele alea se cristalizează, se focalizează în sistemul financiar. Deci, de obicei, când vezi o criză, nu o vezi atât de ușor mulțimea de falimente, cât vezi pentru că sistemul bancar și sistemul financiar e ca un fel de nexus, de nucleu, de punct nevralgic, vezi falimentele concentrându-se acolo, decontând sistemul bancar problemele. Dar în ultima instanță, explicația este una care vine prin intermediul capitalului. Deci e ceva care se întâmplă în regulă nu cu sistemul financiar. Sistemul financiar e doar un fel de instanțiere, de problemă de suprafață, să zicem, pentru că problema este mai adâncă. Mi-a zis, asta explică discordonarea structurii de capital. Deci capital irosit. Da, explică, mi se spune, te apuci, ai practic alegoria lui Mises sau metafora folosită este că putem înțelege sistemul economic ca pe o încercare de a construi o clădire. Tu ai ciment, nisip, cărămizi, cât pentru o clădire de 10 etaje, dar ceea ce face sistemul bancar și sistemul ăsta al creditului fiduciar, al creditului din nimic, este să creeze iluzia că se pot face 10 blocuri, nu un bloc cu 10 etaje. 10 blocuri cu 10 etaje, antreprenorii se apucă să construiască fiecare 10 blocuri, se toarnă 10 fundații și după aia își dau seama că de fapt materialele nu există și rămâi cu 10 fundații cu care nu ai ce face. Un bloc cu 10 etaje construit ar fi fost o chestie utilă, stăteau niște oameni în el, ăla era o valoare, era ceva care era valoros pentru societate. Antreprenorii, ducând la bun sfârșit proiectul ăla, creau ceva care, din niște resurse, creau ceva care era apreciat mai mult pe piață, deci creau ceva valoros. Pe de altă parte, când ai 10 fundații, nu ai decât ai ceva inutil în ultima instanță sau la momentul ăla. Și dacă se va mai ajunge să mai fi construite vreodată vreunul dintre blocurile alea, e un semn de întrebare. Cert este că se întâmplă o risipă. Deci în esență, asta e teoria crizelor la Mises. Da, și ziceam că a devenit foarte relevantă odată cu venirea crizei Marii Depresiuni din 1929, dar după aia lumea a fost luată pe sus de explicațiile keynesiste. Da. Care într-un fel, că tot veni vorba, de curând am trecut și prin supliciu lecturii și reflexiei pe marginea lui Keynes. Okay. Eu o să zic doar atât. Zi. Deci, iarăși e straniu că dacă ai întreba la nimereală pe stradă: cine crezi tu că e strămoșul capitalismului sălbatic? Mises sau Keynes? Tot a zice că Mises, cum? El e neoliberalul, nu vede rol pentru sat, nu știu ce. Dacă privești cu atenție, un sistem misesian cu o monedă marfă ar fi mult mai molcom și mai domol. Aspectele financiare e posibil că ar conta mult mai puțin, am mai zis și cu altă ocazie. Dar când ești într-un sistem de bani fiat în permanentă expansiune, da, și e suficient să ne uităm pe graficele masele monetare în ultimii 5, 10, 15, 20, 50 de ani, da? Sistemul devine eratic, devine hăbăuc, da? Începi să ai nevoie, tu ceri, dăm niște instrumente, că pare să fie random walk, apropo de teorii financiare sofisticate. Dăm niște instrumente, pare să fie aleatorie, dăm niște instrumente sofisticate de gestiune a riscului, de probabilitate, de modelare financiară. Pentru că nu există niște fundamente în care să se ancoreze moneda, puterea de cumpărare, deci prețurile, te aștepți la orice. Da? Și faci tot felul de extrapolări, analize, armate de analiști. Și
ca să prosper, trebuie în permanență să fii în gardă. Unde aș mai putea să investesc? Da? Unde mut fondurile care sunt în mâna mea ca niște chestii fierbinți, capitalul, da? să nu se erodeze? Da? Într-un sistem cu monedă marfă, etalonaur, după criteriul Mises, cu rezerve 100%, finanțiștii ar avea și acolo locul lor, că nu se poate fără ei. Dar ar avea o importanță mult mai mică, analiștii de risc, da? Revin la Taleb, adică ar fi la paritate finanțiștii cu doctorate la Harvard cu bunica. N-ar avea multe elemente în plus de spus, da? Simpla ținere a unor bani din aur, de exemplu, care se apreciază în timp, it's already good investment. Și atunci capitalismul misisian ar fi molcom. Keynes era preocupat de faptul că oamenii sunt un pic prea labili psihologic și investițiile sunt foarte eratice. Da? Se zice că el a avut o analiză în doi timpi, adică oamenii sunt fie supraoptimiști, fie foarte pesimiști. N-a mai apucat să dezvolte foarte mult ce se întâmplă când sunt supraoptimiști. Da? A insistat foarte mult pe perioada când sunt foarte pesimiști. Și atunci toate pedalele keynesiste, concret asumate, sunt de doparea economiei, boost în permanență, da? Ca și o să mai fie niște boosturi. Deci ca să înțelegeți cine sunt, da, de fapt irresponsabili și nebunii care vor să o mare pe bunica. Nu ăștia care nu poară. Deci ideea e că dacă judeci, și... da, părintele capitalismului sălbatic este, aș putea să construiesc un argument solid, că este Keynes. Cineva cu instrumentarul lui e disperat ca în permanență să apese pe accelerația economică, pentru că dacă n-apasă, se prăbușește organismul. N-are niciun fel de traiectorie firească, naturală, legică, să zicem, ordonată, da? De, să zicem, ordine spontană, dacă ar fi să folosim termenul lui Hayek. Experiență proprie, am prețul de două ori jumate mai mare, de trei ori mai mare. La bunurile de consum nu vezi lucrul ăsta. Și mă rog, putem să explicăm evoluția asta, nu e suficient să o explici doar printr-o criză de ofertă ca cea legată de închiderile astea de carantinări și de lockdown-urile pandemie, pentru că dacă așa sta lucrurile, atunci te aștepta să vezi o evoluție generalizată, da? Dar nu este generalizată, adică evoluția prețurilor nu este toată la fel, nu se comportă prețul ca având un nivel care crește ca nivelul unui lichid și așa mai departe. Și nu știu, acum poate dacă vreți sau poate ar fi un moment bun să discutăm și despre efectele carantinării, despre politica europeană cu certificatele verzi care duce la efectul ăsta al scăderii ofertei de energie, care nu e ceva legat neapărat de teoria crizelor, dar care creează o criză separată de altă natură. Și ele sunt efectele astea, cauzalitățile astea, lucrează în același timp. Adică e greu să decelezi cât anume se datorează unei cauzalități, cât anume celelalte, dar cred că trebuie menționate orice discuție despre crize la ora actuală, cred că trebuie să menționeze atât cauzele astea monetar-financiare, cât și pe cele legate de pandemie și de politica, de ecologism. Da? Deci aș zice, dacă îți fie... Ar fi trei mari cauze pentru problemele economice pe care le avem și care vor urma. Cu siguranță ele vor evolua în continuare și probabil că se vor agrava destul de tare. Și ar fi astea trei. Ar fi inflația pe care au făcut-o băncile centrale în concert, pentru că băncile centrale sunt coordonate și dacă Fed-ul creează inflație, o să urmeze aproape în același pas și Banca Centrală Europeană și celelalte bănci centrale din lume. Pe de o parte, pe de altă parte, toate politicile care au fost legate de carantină și care au avut ca efect o blocare a producției, deci o scădere a ofertei în diferite privințe. Și cealaltă este ecologismul, care este în ultima instanță
o specialitate a Uniunii Europene, aș zice, și care îl vedem, îl simțim. Și o fi având socialismul ăla, dar nu avem comunism pur, socialism pur. Avem un sistem mixt și o rezolvăm cu ăla, cu un sistem de tipul ăsta, putem merge înainte și găsim cumva un optim, așa, găsim o cale de mijloc, middle of the road. Da? Și Mises abordează și chestiunea asta și o numește sistemul ăsta intervenționist, adică un sistem de piață în care statul intervine, că de acolo vine. Și teoretizează problema lui cea mai mare, care este instabilitatea. Și care e într-un fel ar trebui să fie îmbucurător rezultatul lui Mises. Dom'le, dacă sistemul intervenționist e instabil, înseamnă că trebuie să ne hotărâm. Da? Trebuie să ne hotărâm. Nu putem evita dezbaterea, cum tot spune Mises. Dezbaterea sistemică este permanentă în fundal și nu prea putem să o evităm. Ori piață liberă, ori socialism. Partea neplăcută a sistemului însă e că dinamica nu e cumva liniară. Adică nu ne avertizează, nu ne trimite semnale. Vezi că ai făcut câțiva pași pe socialism și gata, bate la ușă. Nu. Dinamica poate să fie ceva de genul, pare că nu se întâmplă nimic până în 2022, da? Și în 2022 naționalizăm 70% din economie. Deci, din acest punct de vedere, cumva, înțelegerea problemei intervenționismului împreună cu Mises, pentru ca să dobândească relevanță, cere și un spirit practic și cere, cred, și un pic de virtute. Cere mai mult decât o orientare de asta pe termen scurt. Lasă-mă că nu se vede nimica, ce dacă fixezi un preț, ce dacă mai reglementezi o chestie, da? Ce dacă mai intervii puțin pe aici pe acolo. La știri nu se vede nimic, da? din mișcările astea. Dacă se vede, s-o vedea în legislatura viitoare, în cârca viitorului guvern. Și apropo de acest lucru, deci, dacă Mises trage în direcția, nu uitați de dezbaterea sistemică. Lucrurile par să nu se împută grav, dar nu uitați de dezbaterea sistemică, e acolo. Viermii rod, da? Sau mă rog, larvele sau florile înfloresc. Prin opoziție, școala, de exemplu, neoclasică matematică, iarăși printr-un reprezentant de marcă, Gérard de Breu, matematician, nobelizat, premiat cu premiul Nobel, pus pe un piedestal pentru că a demonstrat ultraformal și abstract existența echilibrului general, dacă asumi niște chestii acolo care păreau să fie un model pentru economie, acest economist era scandalizat dacă cineva îl presa puțin să zică: domnule de Breu, și în concluzie, practic vorbind, argumentul matale ce ne spune? Că e mai bună piața liberă? Că se poate aloca resursa rațional și în socialism? Ce ne spui dumneata prin acel sistem ultra-abstract formalizat? Și el încerca să împingă discuția și să zică: nu, eu am dat o demonstrație preinstituțională, adică dinainte de întrebarea proprietate privată sau proprietate publică, în logica căreia aș dori eu să vorbesc despre alocarea resurselor, însă, bineînțeles, în permanență se ascundea către un deziderat al maximei clarități matematice și formale și minimei relevanțe practice. Da? Minime relevanțe practice. Mises zice: nu uitați de dezbaterea sistemică. Neoclasicismul zice: uitați de dezbaterea sistemică. Da? Asta e un dialog. Da? Și, bineînțeles, cine îl presa pe De Breu să spună asta, erau băieți marcați de discuția cu Mises. Dom'le, are demonstrația dumitale vreo legătură cu ce discutau ăștia în Hayek, Lange, Mises, în Interbellic? Putem să îmbrățișăm sistemul socialist, că vom aloca resursele în sistemul socialist modelând economia după modelul tău? Bun. Mises ne-a luminat și cu privire la sistemul intervenționist. Zic că am vorbit destul. Hai să vedem dacă sunt întrebări, nu? Da, am vorbit destul. Da. Nu, am pictat fundalul, adică cred că era necesar și, mă rog, noi asta știm, asta spunem. Adică poezia... Da. Cu alte cuvinte, nu cred că este economist. Acum poate că e barbar ce zic. Nu cred că este economist mai important decât Mises.
Sunt dispus să punem acolo câțiva, 2, 3, 4, 5 la o finală, dar nu cred că există economist mai important decât Mises. Din păcate, s-ar putea ca, așa cum el însuși, vorbind despre sine, noi, cei care îl iubim, să ajungem împreună cu el să fim mai degrabă istorici care înțeleg foarte bine declinul lumii în care se mișcă, dar mai degrabă decât să apuce să facă cine știe ce. Da, da, cum e, zice, am pornit cu ideea că voi fi un reformator și am ajuns un istoric al declinului. Istoric al declinului, da. Adică banii și sfera monetară se duce pe sfârlă, raționalitatea se prăbușește pe zi ce trece, socialismul se apropie tot mai mult în diverse formule, fie politic corect, fie ecologist, fie medical, și crizele stau și ele la pândă, da, să se producă. Da, eu nu știu, aș mai reveni puțin la cronologie, așa, să spunem că a plecat în, la un moment dat din Viena, în 34 a fost profesor la Geneva, a fugit apoi, a scăpat așa prin urechile acului de nazism în 40-41. Deci a fugit din Elveția și o poveste palpitantă. Și apropo de chestia asta, o carte pe care o recomandarea de căpătâi pentru viața lui Mises este The Last Night of Liberalism de Guido Hülsmann, un dita mai volumul care discută toate chestiunile astea. Dar vreau să zic că în Elveția, cât a stat, a avut răgazul să lucreze la tratatul de economie care s-a numit inițial Național Economic, scris în germană și publicat în Germania în 40. Și care apoi, din cauza războiului și din cauza a ceea ce se întâmpla în Europa, a fost practic un proiect născut îngropat, da. A fost reluată cartea, a rescris cartea în limba engleză după ce a emigrat, după ce a mai scris în Statele Unite, cred că birocrația a scris-o prin 44. Parcă a mai scris încă ceva și după aia în termen de în termen de cărți, ca așa contribuții are constant. Și apoi avem Acțiunea Umană, despre care am mai vorbit, dar este practic o sistematizare, o rafinare. Acolo găsim iarăși și teoria, în primul rând o și despre asta n-am, adică, mă rog, tu când ai vorbit de raționalitate implicită, era poziția misesiană metodologică, iarăși o chestie preluată de la Menger, de la dezbaterile în care Menger este implicat, marea dezbatere denumită Methodenstreit, între, în ultimă instanță, școala austriacă și relativismul școlii istoriste, și, mă rog, pozițiile, diverse poziții cu care școala austriacă și prin Mises cu care se pun în opoziție și încearcă să propună o metodologie de cercetare care nu este doar a economiei, este a întregii sfere a științelor sociale, adică tot ce este legat de om. Are pretenția școala austriacă să spună că trebuie studiat cu o metodă, cu o metodologie care, cu metodologia pe care o propune. Și practic, Acțiunea Umană este o încercare de a explicita metodologia asta și după aia de a aplica metodologia pentru a decela legile, corpul de legi economice. Și Mises în Acțiunea Umană practic vorbește despre socialism, capitalism, deci da, și ce e între ele, da, adică intervenții pe care le-a menționat Vlad. Deci este cumva o încununare a cercetărilor de până atunci și o încercare de tratament sistematic și o mare reușită. Deci practic Acțiunea Umană revitalizează. Și aici, nu știu dacă să menționăm asta acum sau nu, dar e clar ceea ce ține în viață pe sub valurile astea, spun mergând, ale keynesismului,
rămâne școala austriacă și ținută cumva în viață și odată cu publicarea Acțiuni Umane în 49 și după aia cu reeditările ulterioare, școala austriacă se pune fundația de pe care școala austriacă după aia va reînvia în Statele Unite, creându-se acolo un întreg curent a cărui principal reprezentant, aș spune că e Murray Rothbard, ce ar mai fi de menționat așa, hai cronologic, niște picanterii legate de Mises. Se pare că era șofer prost, conducea prost și a făcut și un accident sever în care și-a pus soția în pericol, după care a zis gata, nu mai conduc. Rothbard glumea despre el, pentru că era adept al statului minimal. Zicea, domnul Mises este cel mai respectabil membru al stângii non-socialiste. Da. Dădea notele la New York University după felul următor, că la început le dădea tuturor studenților, a predat un seminar neoficial la New York University, un fel de materie opțională, plătit nu de universitate, ci de Volcker Fund. Aici poate ar trebui spus chestia asta, că ai spus, oamenii care a refuzat cariera academică în Viena, n-a refuzat-o. Aici acum ne oficial. Din câte rețin din Hulsman, și-ar fi dorit-o, dar nu i-a fost deschisă, adică din cauza că era evreu, n-a putut deveni profesor plin la universitate. Era un post de o reputație extraordinară și l-a dorit, nu l-a putut avea. A fost un privat docent, un fel de profesor asociat. Și se repetă povestea în Statele Unite, dar de data asta nu pe criterii rasiale, ci pe criterii ideologice. Adică elevi de-ai lui, care foști studenți de-ai lui, care ajung să aibă poziții bune, Machlup, Haberler, Morgenstern, au poziții de profesori, au viață liniștită, dar ei nu mai sunt austrieci, nu mai sunt pur austrieci. Și citindu-i îți dai seama cât de mult se îndepărtează de chestiunea asta. Apropo de asta și de picanterii, când iese Mises și spune "You're a bunch of socialists" la Mont Pelerin Society, era între ei acolo, deci erau foștii lui discipoli, era Milton Friedman și discutau în ultima instanță despre cum să facă sau bagatelizau etalonul aur. Din câte mi-aduc aminte, asta era discuția, motivul. Și Mises, practic, înțelegând că consecințele a poziției pe care o aveau, care era în sine problematică, dar după aia, sistematic vorbind, ce însemna aia, Mises practic le-a spus ce sunt de fapt. Da? A bunch of socialists. În lumina importanței dezbaterii sistemice pe care o avea tot timpul un fundal. Reținem acest. Da, adică în sensul că n-a fost, nu știu, Friedman la un moment dat când vorbește despre asta, o pune la modul că era cam nasol, așa. Da, cum să ne spui că suntem a bunch of socialists? Adică uite cine eram noi acolo, da? Dar înțelegându-l pe Mises, îi dai dreptate. Și înțelegi că nu era de fapt o chestie din asta, o hachiță, o apucătură, ci acolo era o afirmație adâncă. Așa, acuzația are greutate. Dacă îmi dai voie să fac chiar o paralelă care poate nu o să vă placă sau o să vă surprindă, e o chestie de duh. Așa cum dacă te duci la un călugăr bătrân și stă la discuție, el niciodată nu se va uita numai la aspectele concrete pe care le discuți. Ce părere emiți, ce idei ai, ce limbaj, ci se uită la duh. Da. Într-un fel, mutatis mutandis, am putea zice că Mises avea, în loc de aspectul duhului, în ce duh discută ăsta? În ce duh argumentează, locul duhului la el ținea opțiunea sistemică. Da. Și le zicea astora prin Mont Pelerin, voi în duh sunteți socialiști. Da? Și duhul contează. Duhul contează că el suflă, el dă direcția. Da? Spiritul, el dă direcția. Da. Cine e în spirit socialist, până la urmă va fi socialist. It's just a matter of time. Dacă nu repar duhul, nu repar nimic pe termen lung. Ok. Și vreau să... Dar să nu uit cu notele, iartă-mă. Deci dar stai, 10, ei... Stai, lasă-mă pe mine. Taci tu. Bine. Deci, pentru că rămâne privat docent în Viena, creează Mises Kreis.
în cadrul seminar. Camerei de comerț, unde era economist, face întâlnirile astea de vineri seara sau joi seara, nu mai știu exact când erau, care se numesc Mises Christ, unde vine toată floarea economiștilor vienezi și europeni. Trec pe acolo. Deci avea un statut academic remarcabil, dar era ceva off university, să zic așa. Deci nu era în cadrul universității. Mises avea un rol de privat docent și nu se întâlneau la universitate și nu era în virtutea acelui fapt. Pe de altă parte, iar să mai era o tradiție. Adică Bömbaver făcuse un astfel de seminar și chiar profesorii de care ai menționat, Filipovici, okay, și Karl Grünberg, deci chiar și cei din școala istorică germană făceau astfel de seminare științifice serioase. Da. Acela fiind corect, instrumentul adevărat al mediului academic, din punctul meu de vedere. Eu vreau să spun că e practic o paralelă sau se reflectă situația aia în situația din America. În situația din America, Mises încearcă și pentru el încearcă și alții să obțină la universitate un post de profesor și Mises nu obține postul ăsta de profesor. Da. Și cum ziceam, pentru discipul de-a lui lucrul ăsta e simplu. Pentru el nu e. Și nu cred că argumentul vârstei primează, și cred că sunt și dovezi pentru asta. Problema principală era că era intransigent, nu admitea compromis. Nu era deloc pe val. Valul era cu totul altul. Valul era al empirismul a priorist, intervenționistul socialist, liberal, marxism. Da. Și toate monetarism bilele, inclusiv. Și poate apucăm să spunem ceva și despre asta. Poate că ar trebui de fapt să spunem mai mult, dar fiindcă Câțu prim-ministru e monetarist și ce legătură are monetarist cu... Nu. Hai să nu poluăm memoria lui Mises cu discuții de acest tip, okay, decât dacă apare vreo întrebare. Da, nu, aici aș spune doar că monetarismul nu e metodologic, adică îți dai seama, în măsura în care cineva spune că este liberal pentru că e monetarist sau face conexiunea asta, trebuie să lămurim că mai degrabă pică sub, din perspectivă misesiană, pică e unul dintre buchetul ăla de socialiști. Da, da, cedând the socialist bunch, cumva ar veni. Da, cedând moneta, cedezi prea mult. Aș zice, deci, și ca să le aduc înapoi la ce vrei să spui de note, practic ce primește Mises este un post de profesor la o școală de contabilitate sau la un departament de contabilitate, sau studenții lui erau din zona asta de business și accounting. Și postul ăsta nu este plătit de universitate, ci este plătit de Volcker Fund, deci de un grup de businessmen, afaceriști privați care îl susțin pentru activitatea asta, dar Mises continuă să predea, continuă să țină iarăși un seminar. Deci face și acolo un seminar și ăla e seminarul unde se duc Hazlitt, Rothbard, Reisman, cum îl cheamă istoricul, Ralph Raico și așa mai departe. Keith Kirzner și iarăși luminile pe care le știm, intelectualii austrieci pe care ajung mai târziu să fie faimoși. Deci Mises creează iarăși o serie de discipoli și în Statele Unite pe același ca la pod, deci cumva cu o poziție marginală, dar cu făcând profesorat de calitate. Următorul comentariu, că după ce lucrase în Viena cu doctoranți, cu doctor. Da, da, deci, condiția la Mises Christ era să ai doctoratul. Deci era o condiție cumva informală, era de la sine înțeles că doar cei temeinici, solizi vin la discuții. Asta aici la New York, practic, Rothbard, când se duce prima dată, dacă bine mi-aduc aminte, era licean. Deci săracul Mises... Și după aia comentează că mulți dintre, mă rog, studenți de-ai lui, dar cred că și participanți la curse, deci printre participanți ăștia ilustri sunt și unii care, după cum ziceam, sunt studenți de... contabilitate sau. Bine, acum. Da. Deci, din câte spun, pare contabilitatea așa un fel de bagatelă. Nu e chiar așa. Ideea e că el n-a fost din acest punct de vedere
resentimentar, da, pur și simplu a făcut vorba lui Steinhardt și altora pe care și el i-a comentat, dar nu s-a plâns ce face vremea și timpul și epoca din el, ci s-a gândit acum ce fac eu cu ce a făcut epoca din mine, da? Și a mers înainte. Dădea notele, a dat numai A, numai 10, și pentru că totuși puteau să opteze mulți din New York University pentru acest opțional, le-a creat probleme la notare, la procedură. Și un administrator l-a tras de mânecă, domnul Mises, da? Ce facem aici? Și atunci Mises a zis, ce nu e în regulă? Nu poți să le dai la toți 10. Și a zis, mă rog, în subsidiar, deci evaluarea e irelevantă, acest tip de evaluare. Dacă le dau la jumătate 10 și la jumătate 9, A și B, e bine? Da, e perfect, da? E grăitor și răspunsul celui din mediu academic, da, e bine. Și atunci așa, la jumătate le dădea 10 și la restul 9, da. Se pare că s-a pus problema televizorului, că atunci se generaliza în anii 50, 40-50 în SUA. Așa cumva într-o discuție cu soția, doamne, ne punem televizor. Adică discuția, adică răspunsul a fost nu clar, it would take too much of my time, da. Poate că e opțiune bună și azi. Și ce mai, ca să mai, dacă am aflat capitolul picanterii, se pare că venea la cină, deci era în apartament în New York, dar la cină se așeza cu sacou și cu vestă, da? Îmbrăcat în cămașă, frumos, da? Și stătea în costum și înainte să-și cumpere un aparat de aer condiționat, da? Deci când murea de cald prin luna lui cuptor în New York cu climă, să zicem, oceanică. Nu știu, ce să mai zicem. A fost băiat bun. A fost băiat bun. Apropo că asta e o... Salerno, de exemplu, unul dintre discipolii despre care se spune că vorbește cel mai apropiat de modul cum ar fi vorbit Mises, dacă ar fi trăit, whatever of a judgment is that, Salerno mai nou zice cu toată gura, zice, nu, a fost un geniu. Da. Deci, și ne mai zice așa nouă, celor care venim de pe urmă să mărunțim teze misesiene, zice, dacă vreți să aduceți contribuții și să revoluționați și să unalta, forget about it. Mises și Rothbard au fost genii. Dacă nu sunteți, puneți mâna, citiți-le cărțile, internalizați-le bine, după care clădiți acolo la schela lor, că mai au diverse locuri unde se pot aduce contribuții, dar nu vă aruncați prea repede să vă măsurați cu ei, pentru că sunt genii și probabil că o zice, îl înțeleg, da, pe bătrânul Salerno la vremea asta, că cred că a încercat și el, adică o zice ca om pățit, da, care, cum zicea și Bloch de Rothbard, dacă zice, am scris 7 pagini într-o zi și l-am întrebat pe Rothbard, am scris 7 pagini sau nu știu, 17, tu câte scrii? Și a zis Rothbard, never mind, hai mă, câte scrii? Câte a zis? Nu, 40, nu știu câte a zis, dar 40 de nici nu le corecta. Da, deci băiat bun, băiat integru, băiat deștept, un gentleman, din acest punct de vedere un fel de model. Un fel de model. Și vedeți, cu asta chiar închei, nu mai zic nimic, vă rog să puneți întrebări. Înainte citeam viețile sfinților, nu noi, părinții noștri sau străbunicii noștri. Acum nu mai citim viețile sfinților, dar citim viețile intelectualilor sau viețile lumize sau viețile oamenilor cum se cade pe care îi putem găsi în istoria mai recentă, mai apropiată, mai îndepărtată, ca să ne inspirăm, de la ei. Deschidem la niște întrebări. Da, absolut. Ziceți și dumneavoastră ceva, vă rugăm. Ne-am întins. Avem o întrebare de pe internet. Dacă Mises poate fi conceput ca un individualist? Nu știu dacă s-a auzit bine. Poate fi Mises conceput ca individualist. Zi-o tu întâi. Să văd ce crezi. Da, Mises vorbește inclusiv despre individualismul metodologic, dar aici trebuie avut mare grijă. Adică ce spune el este că practic analiza economică pe care o faci trebuie să fie centrată pe individ, adică să nu fie holism, să nu fie holistă. Și implicit paradigma asta subiectivistă, marginalistă, este axată pe analiza, sau să zicem așa, fundamentul ultim al analizei economice este acțiunea individuală, acțiunea fiecărui om. Din punctul ăsta de vedere, da.
Dar, pe de altă parte, poate să fie o întrebare capcană, pentru că de multe ori conotațiile aici cu individualismul sunt legate de ideea asta de opoziția individului cu societatea. Adică egoism, la Mises, la Mises nu are ce, adică ce explică Mises este că în ultimă instanță raționalitatea individuală duce la niște efecte sociale de dorit, adică felul în care prin respectarea proprietății private interacționează oamenii între ei, creează piețele, creează, formează prețurile și în ultima instanță ajungi să ai o distribuție a resurselor și a bunurilor în societate care sunt cel mai bun aranjament social posibil în ultima instanță. Da? Deci pornind de la observația asta și respectul individului și individualismului și a atât din perspectivă metodologică, cât și din perspectiva asta reală a acțiunii. Deci nu există niciun fel de divorț, de tensiune între poziția asta sau între individualism înțeles așa și socialism. Dacă e să interpretăm socialismul, să furăm înapoi de la socialiști termenul ăsta și să explicăm că în ultima instanță o abordare austriacă, abordarea austriacă e cea mai bună pentru societate. Deci din punctul ăsta de vedere, cea mai bună societate este una care ar respecta legile economice, așa cum sunt ele, evidențiate în școala austriacă. Acum ar zice Bloch, forțând puțin adevăratul socialism, e piața liberă. Eu aș zice așa, că da, Mises este metodologic individualist, în sensul că dacă nu analizezi fenomenele sociale în termeni de acțiunea indivizilor, nu le înțelegi. Nu cred însă că este un individualist etic. E posibil să fie, de exemplu, dacă ne nișăm pe ideea de creativitate, de exemplu, e posibil să fie un individualist. Adică nu își punea mari speranțe în colective de cercetare, da, și echipe de proiect. Da. Aici probabil că ar fi fost extrem de sceptic. Da. Efortul creativ pentru el cred că este solitar și atunci, dar iarăși aici mai mult constatativ, adică nu e că aplaudă faptul că oamenii mai degrabă pe compropriu creează mari idei, ci constată, ia act de acest lucru reflectează și acționează ca atare. Nu cred să că este un individualist etic asumat. Jargonul lui, să zic, poate că ar putea fi amendat. Uneori sună ca și cum ar fi pro-egoism, alteori din potrivă sună foarte caritabil. În orice caz, nu e de tipul Ayn Rand, da? Să facă un fel de apologie a egoismului, să dea în cap sistematic altruismului. Mai mult, Human Action, într-un titlu alternativ, se chema cooperarea socială. Adică pentru el, inclusiv calculul în termen monetar, pe care mulți îl văd un fel de apoteoză a zgârceniei, mercantilismului, chitroșeniei, calculului sec, rece, pentru Mises, calculul monetar e o condiție de posibilitate a existenței împreună într-o economie complexă, într-o societate în care suntem mulți. Deci o vede cu conotația asta comunitară. Nu putem altfel, fraților, că este haos. Deci noi nu zice, hai să calculăm în termeni monetari, nu că suntem zgârciți, egoiști, ci că nu avem încotro. Trebuie să aibă sens măgăoaia asta mare pe care o numim structură de producție. Alminter e haos, e haos planificat. Și din acest punct de vedere, deci nu l-aș vedea cu un individualist în acest sens, antisocial, egoist, antialtruist, neiubitor de, nu știu, spiritualitate, materialist, ziceți cum vreți. E un individualist bun. Un individualist bun, da. Da. E un individualist în duhul bun. Da. Că până la urmă, nu mai zic, alte întrebări dacă sunt. Dependent nu mai am. Haideți din sală, vă rugăm. Dacă nu puneți măcar o întrebare, a fost un eșec. Vă rog. Legat de ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu pandemia, care practic a accelerat toate procesele monetare ale băncilor centrale. Întrebarea mea este, cum credeți că văd bancherii centrali, care este în game-ul lor? Și în sensul, credeți că există un fel în care ei văd remedierea situației într-un fel anume? Și
o altă mică întrebare, altă temă. Ce părere aveți de ceea ce se întâmplă în El Salvador, faptul că i-au făcut Bitcoin ca in the legal tender? Și care ar fi game theory-ul acolo, dar fiind faptul că acum El Salvador practic devine un mare paradis fiscal pentru a putea să sper bani în felul ăsta între dolari și Bitcoin? Asta sunt întrebările mele. La a doua întrebare nu știu, nu m-aș pronunța că nu am studiat aspectul concret pendelete. Poate ne spune Gabi. Bine, atunci răspunde tu la a doua. La prima, mă tem că cel mai bun scenariu, cel mai bun scenariu e cel de tip japonez. Adică endgame-ul bancherilor centrali este de tipul o deteriorare a situației economice, dar care totuși e graduală și cu care oamenii se vor învăța. Astfel încât vor putea să tot recunoască de la un an la altul această înrăutățire a situației, această schimbare a instrumentarului anterior inacceptabil, acum acceptabil, eventual cu mici pași de revenire, poate mai ridică puțin rata dobânzii, mai apar niște falimente, să mai o supapă, deci se mai restructurează minimal economia pe și pe acolo, dar în esență cred o deteriorare pe termen lung, care nu știu unde duce, că trebuie să urmărim și Japonia. Adică cred că duce la, dacă lucrurile se mențin așa, da? Deci un fel de nu reformăm decât marginal, nu reformăm decât marginal. La un moment dat trebuie să ducă la un conflict de tipul, nu știu, Germania anilor 30, adică un conflict care se ascute, fie între reformiști care devin tot mai vocali, nu știu, Bizesien, Rothbardien, care zic piață liberă, Bitcoin, aur, reforme severe, fie ceilalți speriați de o astfel de radicalizare a poziției de dreapta, zic nu, dimpotrivă, n-am încercat-o pe asta, da? Hai să revenim, mai ales că populația uite, hai să revenim la socialism mai intens. Deci nu știu unde duce. Deci, duce la o radicalizare în care versiuni mai radicale de USR și versiuni mai radicale de AUR vor căuta să se, prin instrumente anticorupție, să se bage la pușcărie unii pe alții. Și va fi noua etapă a reeducării. Fie reeducare național-regională, fie reeducare progresist etc. Deci, asta ce înseamnă? Înseamnă stăm și vedem, nu facem nimic. Da, stăm și vedem. Dacă cresc un pic prețurile, zicem că e din alte cauze. Nu mai expandăm așa de mult ca anterior. Dar nu facem nimic, stăm și vedem. Din păcate, sunt posibile două scenarii mai negre. Ca bancherii centrali să fie o... Poate că e greu să zic, da. La noi să zic, nu cred că e cazul că domnul Isărescu e vechi, bătrân, ca să nu se interpreteze ca atac la persoană. Dar nu știu cine va veni. Da. Bancherii centrali sunt, dacă austriecii au dreptate, Mises și ucenicii lui, sunt produși unei contraselecții. Și atunci e posibil să fie niște tipi limitați. Pentru că în vârful unui sistem birocratic, dacă ai idei prea ferme, nu reziști. Și atunci sunt niște tipi limitați care, răspunsul simplu la întrebarea noastră este, n-au habar. Da. Și, mă rog, mie nu face impresia, nu știu, Jerome Powell sau cum îl cheamă pe bancă, nu face impresia vreunui geniu financiar, economic, căruia este foarte clar unde merge. Deși iar și e riscant să vorbim la persoană așa. Nu știu, aici deci, dacă aș interveni cu
recomandându-vă să citiți analizele pe care le face Salerno lui, face o recenzie la un moment dat la o carte, cred că de Alan Greenspan. Și practic Salerno zice, spune numai prostie, adică nu e nimic clar, nu e nimic, nimic, nu vezi acolo o gândire cristalină, adică ceva care cu sens. La un moment dat spune, uite, chiar inclusiv practic ce spune este că gândește cu cuvintele, cu with his guts, ceva de tipul ăsta. Cu observația care deschide scenariul 3, că totuși Greenspan era, putea fi bănuit că știe mai bine, he knows better. Da, tocmai de asta, știi, tocmai de asta. Atunci scenariul 3, menționez pe Greenspan, știi. Scenariul 3 e de tipul acesta. Dacă vreți voi și vi se pare neonorabil și prea băbește, e de tip teoria conspirației, nu neapărat concertată, dar personaje mai nefaste, da, care ajung în vârf cumva cu un fel de proiect. Poate că sunt socialiști, poate că sunt eugeniști, poate că sunt ecologiști, pentru care ar fi foarte bine dacă lumea merge din catastrofă în catastrofă, pentru că avem motive în plus să intervenim. Deci, da, asta mi-aduce aminte de Mises. Are deci Lichele. Lichele. Da. Mises are o poziție din asta. Spune, economistul nu poate să aibă lor de poziție, economia e liberă, valori. Da, wertfrei, liber, lipsită de judecăți de valoare, și spune, un economist bun poate să fie întrebat de către un conducător politic cum să crească economia, sau poate să fie întrebat din perspectiva, știu că face la un moment dat în acțiunea umană, vorbește despre perspectiva medicului care vrea să scape un organism de microb, sau perspectiva microbului. Deci poate să argumenteze cum poți distruge un sistem din perspectiva microbului. Deci e clar că ai putea să bănuiești că, știind foarte bine consecințele economice ale politicilor, nu fac din prostie, ci din cinism. Ai putea să mergi și pe ipoteza asta, deci nu este de lepădat. Eu sincer mai degrabă, adică ok, ținând cont de faptul că iarăși o consecință a analizei economice sănătoase este și cea care arată cum cei mai rei ajung în frunte. Pe de altă parte, cred că și mie mi se pare plauzibilă, foarte plauzibilă, ideea că sunt orbiți ideologic, chiar dacă sunt oameni foarte inteligenți, orbiți ideologic. Și aici îmi vine în minte Irving Fisher, parcă cel care de pe poziții inflaționiste era foarte încântat de ceea ce se întâmpla, în timp ce Mises și Hayek și austrieci spuneau că lucrurile sunt în neregulă și că se preconizează o criză. El vorbea despre, el e cel care vorbea, da, despre, da, permanently high plateau. Deci vorbea despre faptul că bursa tot crește și erau întrebări, ce se întâmplă, cât o să mai crească, de unde vine creșterea, care e sursa creșterii. Și era chiar investit, adică nu era vorba doar de gargară, era investit. Și a pierdut enorm, deci a pierdut o avere. A pierdut o avere pentru că chiar credea în chestia aia, adică chiar și-a pus banii acolo unde erau ideile. Și vorbea despre faptul că nu există motive sistematice să mai scadă bursa. Ea a ajuns pe un platou permanent înalt și toate lucrurile sunt de bine. Nu vedea, era orbit. Și atunci poți să presupui și că există genul ăsta de atitudine. Adică există o orbire ideologică, nu au metodologia care trebuie, nu cred în ideile sănătoase, cred în niște idei greșite. Și din cauza asta operează în virtutea acelor idei și ne trag pe toți, da, după ei. Eu după episodul, cum îl cheamă pe domnul ăsta cu marea resetare, Klaus Schwab, sau cum. Deci din punctul meu de vedere, acest tip de discuții luate în serios, că acest tip de discuții ar fi luate în serios, eu n-aș fi crezut să ajung să trăiesc. Da? Și atunci de asta zic că încep să acord plauzibilitate unui caracter cinic, diabolic în spatele programelor politice actuale. Deci nu numai
contraselecția umanitariști cu ghilotina, apropo de altă expresie, altă expresie faimoasă, umanitariști cu ghilotina, adică poate că în sinea lor sunt bine intenționați, poate chiar cred lucruri de genul că umanitatea este deci, iartă-mă că mi-am adus aminte, adică introducerea considerătorilor ecologice în politica monetară. Asta e ca și la clasele primare, unde se cheamă disciplina matematică și studierea mediului. Da. Bineînțeles că e pusă puțin cu tangent așa, deci cumva trebuie să-i anunțăm pe copii, așa cum matematica e importantă, da, și mediul e important. Da. Deci mi se pare adică e un exit. Deci un exit al politicii monetare este marea resetare. Da. În care cum mai sunt politicile actuale monetare judecate după standardele din 90. Apoi nu contează, după standardele sunt catastrofale, dar ne-am emancipat. Că avem obiective de mediu. Da. E un posibil exit care e de tipul acesta. Duhul din spate este minunata lume nouă, o minunată lume nouă, nu știu. Răspunsuri lungi la o întrebare. Nu știu, apropo de chestia asta, ce au ăștia în cap, unde vor să ajungă și așa mai departe, dacă o iei pe detectivistic așa pe și dacă tot vorbim în citate și sloganuri, follow the money, știi? Adică te uiți, motivele imediate sunt și iarăși e o chestie observată chiar și dinainte. Asta nu poate fi înainte de Mises. Redistribuția, efectul redistributiv al inflației, adică principalul motiv este unul imediat, adică înainte de a bănui o agendă din asta seculară, motivația imediată a întregului sistem care e încununat de Banca Centrală și care e în ultima instanță un domeniu complet socialist, domeniul ăsta monetar bancar. Este, deci miza principală este redistribuția inflaționistă. Deci faptul că în momentul în care tu creezi bani cu tiparnița, te îmbogățești pentru că cumperi la prețuri vechi în timp ce ceilalți cumpără cu venituri care poate niciodată nu vor crește, vor cumpăra la prețuri care au crescut de mult și în felul ăsta se întâmplă o redistribuție de resurse imensă la nivel social. Adică motivul poate să fie pur și simplu și numai ăsta, fără să aibă cine știe ce dincolo de fără ne facem doar asta și vedem mai încolo, vedem noi cum o scoatem la capăt. Fără îndoială. Credeți că ești optimist așa, pui. Da. Pui gândurile bune. Sunt doar interesați economic. Din perspectivă istorică, cred că merge menționat lucrul ăsta, că instituția băncii centrale, ca și multe altele, e relativ recentă la nivel istoric. Adică eu, în naivitate și optimismul meu, sper să apuc din timpul vieții să văd și moartea instituției este, așa cum s-a născut, s-a generalizat, să văd și apusul băncii centrale și o re. Nu cred că apuci, că Taleb dă principiul ăsta de efectul Lindy, nu știu dacă ați citit de curând, zice o chestie va dura cam atâta timp cât a durat până acum. Deci și dacă s-o cotești după Fed, ultima mare bancă centrală înființată, 1913, mai trebuie 100 de ani până să dispară Fed-ul, iar dacă judecăm după 1690 sau când e Banca Angliei, primește un mănunchi de funcții ala o bancă centrală, atunci trebuie... Nu știu ce ai zis, Taleb, mie bunica mi-a zis altceva. Glumea. Păi nu, idealul Taleb era că acest efect cristalizează intuițiile de tip bunică. Da. Da. Cam. Da. Niște căști. Întrebări. De unde se aude? De unde se aude? Ah, cineva stă pe cine? Stați pe smartphone. Haideți, dacă mai sunt întrebări sau intervenții. Combateți-ne, vă rog. Da. E bine. Ziceți-ne și ce prostii am spus. Nu, hai că nu ne menajați. Cu El Salvador și cu Bitcoin-ul, da, Bitcoin. Să vorbim și de Bitcoin. Nu poate fi întâlnire fără să vorbim de Bitcoin, da. Salvador și Bitcoin, un fel de Brexit Salvadorul. Adică cum a fost Brexitul pentru Uniunea Europeană, un fel de duș rece. Mă rog, care se pare că nu i-a răcorit suficient, adică
Nu vedem politicile Uniunii Europene fiind un pic mai sobre din cauza Brexitului. Deocamdată cel puțin, sau nu le văd eu. Salvador, cu adoptarea asta Bitcoinului, cam așa o percep, în sensul ăsta. Deci, uite, primul stat care face chestia asta, vorbeam într-un podcast pentru Dodi mai de mult pe subiectul ăsta, că și mi-atragea atenția Gabi că s-a întâmplat într-un mod intervenționist, adică nu a fost o alegere de piață, ci a fost cumva impus de sus. Asta nu e în regulă, dar dacă privești din perspectiva internațională, ideea este că ai un stat care face excepție de la corul băncilor sau sistemelor bancare cu monedă discreționară, și nu poate fi decât ceva bun. Nu poate fi decât ceva bun. Adică cred că în dinamică poate să țină un pic, poate să ancoreze un pic, să țină un pic în loc deriva inflaționistă a sistemelor bancare la nivel mondial. Și e cumva, mi se pare ceva firesc, adică nu mă mir că se întâmplă chestia asta, pentru că în ultima instanță Bitcoin, asta e și vocația. Deci vocația Bitcoinului, fie că se întâmplă așa, că este adoptat de un stat, dar nu e necesar să se întâmple asta. Adică nu ai nevoie neapărat să mai fie și alte state care adoptă Bitcoin la modul ăsta. Adică pur și simplu poți să ai ceea ce ar fi un deziderat. Este ca lumea să abandoneze din ce în ce mai mult moneda fiat și să aleagă să folosească ca mijloc de schimb protocoale din astea care sunt eminamente private și neinflaționiste, precum sau nediscreționare, că asta e important, nediscreționare precum e Bitcoinul. Deci Bitcoinul e îl putem privi ca pe un colac de salvare, ca pe un mijloc prin care să mai amânăm sau să ținem, să disciplinăm. Și poate, iarăși sper să fie unul dintre mijloacele prin care vedem sfârșind sistemul ăsta monetar și bancar așa cum îl avem azi. Și întrebarea ta era legată de ce se întâmplă cu paradis fiscal. Asta mai era încă o chestie legată de paradis fiscal. Păi, din punct de vedere austriac și din punct de vedere liberal și libertarian, paradisurile fiscale sunt foarte bune. Adică dacă se întâmplă chestia asta, foarte bine. Rolul paradisurilor fiscale este să ferească capitaliști și capital de la taxarea, de la prelevarea forțată și risipa pe care o fac statele. Și măsura în care, și de asta este și miza asta și toată discuția la nivel de OECD și la nivel de tot felul de organisme internaționale, discuția asta de a închide și toată demonizarea, blamarea paradisurilor fiscale, pentru că e clar, încurcă încercarea de prinderea capitalului în niște capcane. Se țină, îmi vine acum în cap ideea de cum? În iaduri fiscale. Iaduri fiscale, da. Sau măcar purgatorii fiscale. Vine în cap ideea de Coralito, cum spuneau în Argentina, și când au avut criza prin 2001, cred că a fost criza argentiniană a pesoului. Practic erau ținuți oamenii, nu puteau folosi decât nu puteau scoate banii din bănci și erau ținuți și au zis că sunt ținuți ca niște țarcuri. Deci asta era ideea la care mă gândeam, că ce încearcă în ultima instanță statele la nivel internațional. Și apropo de asta, putem să menționăm și inițiativa asta recentă care a fost cu un nivel minim de taxare, da? Se dorește un nivel de taxare minimă de parcă 15% pe pe profit. Este în același spirit. Hai să închidem orice portiță, haide să armonizăm între noi, să uniformizăm nivelul de impozitare, tocmai ca să nu mai existe posibilitatea asta de fuga capitalului. Pentru că de când sunt investitori și capitaliști,
au încercat tot timpul să facă chestia asta. Și apropo de chestia asta, Mises, iarăși o contribuție al Mises este că explică cum s-a format capitalul mai întâi acolo unde a fost libertate, unde a început revoluția industrială. Și după aia un lucru extraordinar care s-a întâmplat este că acel capital a permis ca unele țări, și dă exemplu în Acțiunea Umană, chiar România vorbește despre estul Europei și nominalizează România, dar după aia explică mai târziu și în alte bucăți se poate explica felul în care țări de lumea a treia au reușit să ajungă într-o generație la același nivel de trai cu țări occidentale. Și cum s-a întâmplat chestia asta? Tocmai prin fuga capitalului, prin faptul că oamenii, capitaliștii, au căutat cele mai profitabile afaceri acolo unde s-a format capitalul și după aia au înțeles că scoțând capitalul și ducându-l acolo unde este abundență de forță de muncă, de condiții naturale, pot obține niște profituri mai mari și au capitalul a migrat și s-a dus acolo unde au fost condiții mai bune, inclusiv fiscale, că poți să ai aceleași condiții, să zicem, de forță de muncă și climatice și din alte puncte de vedere, dar să ai o fiscalitate mare într-o parte și o fiscalitate mică în cealaltă. Și atunci e clar, profitabilitatea e mai mare acolo unde fiscalitatea mică. Deci capitalul o să facă bine la nivel internațional făcând chestia asta. Și încercarea de a închide portițele paradisurile fiscale și economie și a aduce economiile la același nivel de fiscalitate e din același tablou, din încercarea de a exploata cât mai mult, de a impozita cât mai mult, de a taxa cât mai mult, și asta face rău din punct de vedere economic. Noi înțelegem cât de mult rău face, sau poate că nu înțelegem cât de mult rău. Deci practic promite o destrămare în ultima instanță a comerțului internațional, da, și a tuturor întregii prosperități care vine. Da, întregii prosperități care vine odată cu asta. Și avem o pregustare a ceea ce înseamnă dezintegrarea comerțului internațional. Apropo de ce s-a întâmplat cu pandemia. Și încă cred că nu simțim cu adevărat consecințele, încă apar, încă vin. Hai, altă întrebare. Alte întrebări sau comentarii, combateți-ne, ziceți. Era Mrs. Anafrocapitalist. A zis Vlad că i-a spus Rothbard că este cel mai de dreapta om de stânga. Cel mai respectabil membru al stângii, da. Nesocialiste. Nu era anarhocapitalist. Era un... Ai putea dezvolta apărarea națională. În mod paradoxal, deși are acest refren că bunul public al apărării naționale trebuie oferit printr-un monopol al constrângerii și coerciției, îl vede tot limitat. Are capitole întregi în Human Action, în Acțiunea Umană, în care încearcă să argumenteze ideea asta că și dacă te uiți în războaie, la statele care au, inclusiv economia de război, da, au organizat-o prin mijloace mai de piață, în ultimă instanță au reușit să producă mai mult armament, mai multe resurse materiale și au covârșit puterile Axei, care au fost foarte intervenționiste. Germania, Italia, dar Germania nazistă, național-socialistă, Italia fascistă, la tot sistem de reglementare, și Japonia, care urmase un astfel de traseu. Rămâne eventuala discuție surprinzătoare a Rusiei sovietice, dacă ar fi în alianță, între aliați, ar fi the odd man out. Însă după cercetările lui Anthony Sutton, și dacă vrem să vedem, bineînțeles, iarăși că e politic incorrect cumva, e foarte posibil ca marea planificare de război sovietică să fi fost făcută cu resurse semnificative din lumea capitalistă. Și deci Mises insistă pe treaba asta. Decât să planifici economia în timp de război, mai bine ca și guvern, în mod onest, pui pe masă necesarul de resurse materiale pentru război și taxezi populația iarăși onest și cu banii respectivi cumperi, apare impostura de client pentru industria privată de război, care deja s-a organizat pentru că tu ești cel mai mare client. El în mintea lui consideră că e un fel de politică externă capitalistă sau politică de securitate capitalistă.
Acum am putea purta o dezbatere în ce măsură și până unde este ea sustenabilă. Dar la o primă vedere pare plauzibilă. Dacă te uiți în istorie, statele care au fost mai libere au avut o putere economică și militară în ultima instanță mai mare, chiar cu acest avertisment dat de Hoppe, cumva că așa ajung statele după aceea să se strice. Da? Au niște politici bune care le permit să fie imperiu, hegemonul, da? După care în interiorul hegemonului începe logica politică să funcționeze până când hegemonul se socializează atunci, se centralizează, se osifică, da? După care se prăbușește și am avea un fel de teorie economică a creșterii și descreșterii, sau, mă rog, niște accente economice ale creșterii și descreșterii marilor imperii. Dar poate vrei ceva mai punctual, Gabi, să... E un adept al statului minimal sau limitat, dar este printre adepții statului minimal sau limitat, este printre cei mai străluciți, să spun așa, sau printre cei care au argumente care un pas un pic urmărit mai încolo duc la constatarea în ultima instanță unei ordini anarcho-capitaliste. Și uite, ca să dau un exemplu concret aici, felul în care abordează, iarăși una dintre cărți, dacă nu mă înșel, scrisă după Primul Război Mondial, în care a încercat să explice eșecul puterilor centrale în război, a fost și în esență al Austriei și Germaniei, da, Nation State and Economy, și acolo practic încearcă să explice și contextul ăsta multietnic al Europei centrale și de est. Și de ce s-a ajuns la probleme foarte mari și de ce a implodat cumva Imperiul Austriac. Și practic acolo explică ca principală problemă faptul că a existat centralism, a existat planificare centrală și încercarea de a decide lucrurile la nivel mai central decât își doreau cumva cei care alcătuiau unitățile alea politice. Și mi se spune, idealul din punct de vedere liberal este secesionismul. Deci trebuie să lași oamenii să se ceadă. Fie că fac un secesionism, nu neapărat unul pe unități politice, dar vorbește, de exemplu, despre problema educației și felul în care elitele politice încearcă să-și impună propria limbă și propria cultură minorităților care sunt de altă etnie și altă cultură. Și spune, asta duce la niște conflicte care nu pot decât să sape ordinea aia politică, sunt ireductibile, n-ai cum să faci chestia asta. Și spune, dacă vrei o societate prosperă în condițiile în care ai și un multiculturalism acolo, un multietnism, dacă ăsta e un cuvânt, este să lași libertate. Deci spune, poți să ai oameni care conviețuiesc pașnic în libertate, lăsându-i practic să facă secesiune. Deci lăsând să își ia copilul să-și ducă la o școală, dacă e maghiar să-și ducă la școală maghiară, dacă e română la școală română, să nu impui un exemplu. Dar chiar vorbește de asta pentru că are situația cu cehii, cu dacă maghiarii. Dacă vrei educație sexuală să faci, dacă nu vrea să nu-i faci, da? Și să-i lași pe fiecare să... Da. Și extrapolând, deci asta e cu educația, după aia vorbește despre tot ce înseamnă secesiune și spune logica este să lași să se întâmple secesiunea până la nivel cât mai mic, inclusiv până la nivel de sat. Nu mai vorbește despre pasul următor, deci se oprește la nivelul ăla și dacă ar fi spus că trebuie să lași și individul să facă secesiune, Mises era anarhocapitalist în ultima instanță. Și zice pe undeva. Deci da, adică există în liberalism, în opera lui liberalism, are secesiunea chiar până la nivel de individ. Chiar dacă cumva nu e contextualizată și nu trage mai departe. Da, adică nu apare sistematic chestia aia, da, nu o dezvoltă, da, nu o dezvoltă, zice, dar chiar o zice. Da. Pe de altă parte, da, pe de altă parte vorbește mult despre ideea de secesiune și atunci e clar că se apropie atât de mult, este atât de mult aproape de spiritul ăsta încât te întrebi, ok, ce mai trebuie ca să spună, domne, nici nu ai nevoie de state, nu ai nevoie de stat așa cum este el definit, ca un monopol asupra justiției și agresiunii într-un teritoriu. Pentru că e clar, dacă teritoriul ăla poate fi
segmentat, adică el se poate, ai posibilitatea să îl reconstruiești în funcție de cum vor oamenii, dacă oamenii au la nivel până la nivel de sătuc, să zicem așa, de mică comunitate, din perspectivă liberală, posibilitatea asta să facă secesiune, deci să se lipească cu alte unități administrative, te întrebi, ok, și de ce să mai concepi ideea necesității unui stat, așa cum este el conceput? De ce nu poți să ai o ordine politică așa cum o concep libertarienii, anarcho-capitaliștii, care spun că practic n-ar dispărea instituția guvernării, dar ea ar fi pusă pe baze voluntare. Deci ar exista guvernare, dar ar fi voluntare, adică oamenii ar alege ei cât să pună împreună, ce bunuri să ofere și în ce condiții, nu forțați. Deci asta apropo de chestiunea asta, era miza să ne capitalizăm sau nu? Da, aproape. Da, eu îl văd, era înțelept. Adică atâtea probleme grave a pus pe masă și le-a abordat frontal și dacă le-am rezolvat, lumea ar fi mult mai bună, încât aproape că ar fi fost grotesc să o mai aibă și pe asta pe masă. Ar fi fost nefiresc, nerealist, ar fi fost monstruos, nu știu, și știți că cuvântul monstruos e ambigu. Poate să fie monstru adevărat sau poate să fie monstru sacru. Da? Da, nu mi se pare o problemă, să zic, în ultima vreme, să zic, o problemă care să îl facă pe Mises, să zic, mai puțin frecventabil sau e clar că Rothbard e produsul lui sau în mare măsură, deci cumva aici, nu știu, totuși în apărarea lui Mises și gândul acum este la Cristi Comănescu, care insistă pe faptul că în ultimă instanță Mises rămâne cel care are o poziție mai realistă și mai corectă, respingând anarhocapitalismul, respingând libertarianismul, și că Rothbard este cel care se duce într-o fundătură, lucru cu care nu sunt de acord, dar trebuie să menționez aici faptul că în fața contribuțiilor lui Rothbard pe care Mises a apucat să le vadă, deci Rothbard a ajuns să aibă contribuții remarcabile până la moartea lui Mises, Mises a rămas sceptic, adică ba chiar cumva era îngrijorat de direcția în care merge Rothbard. Adică pe partea de stat, a avut evoluția lui Mises n-a fost una spre a fi mai puțin capitalist. Da, să se apropie de poziția asta libertariană, ba dimpotrivă, deci dacă te uiți apropo de acțiunea umană, ediția din 49 poate fi considerată cel puțin pe chestiunea asta a armatei, a recrutării, mai liberală decât cea din 66. Deci cele două ediții sunt aproape identice, nu știu, 95%, poate chiar mai mult decât atât, dar sunt pasaje și sunt poziții unde Mises este mai puțin, să zicem așa, consecvent în ediția din 66 decât în 49. Deci Mises rămâne totuși și trebuie tratat ca atare, adică n-aș vrea să-i exagerez acum dându-i o lectură anarcho-capitalistă. Rămâne totuși un adept al statului minimal. Da. Dacă îmi permiteți, mă bucur că ai menționat, Tudor, cele două ediții, da? Cea scrisă, cea pierdută și ulterior rescrisă în America. Dacă ar trăi Mises acum, ce crezi că ar schimba sau adăuga la Human Nature? Având în vedere toate evoluțiile post-Mises. Grea întrebare. Cred că ar zice de bine de Bitcoin ceva. În sensul că, de ce zic chestia asta? În sensul că e clar, Mises n-a încetat niciun moment să spere la o întoarcere a etalonului aur, dar cred că, acum nu vine minte exact, nu cred că a fost nicio, și cred că spune explicit chestia asta prin anumite locuri, că în ultima instanță ce trebuie lumii este o monedă liberă, nu neapărat aur. Și Vlad corectează-mă dacă greșesc, poate nu, poate zice Rothbard, sunt un pic, acum nu știu exact. Cum?
consider că satisface condițiile regresiei monetare? Da, cred că n-ar fi o problemă. Nu e o problemă și cred că Mises ar fi fost de acord. Adică problema cu regresia la Mises este să explice evoluția unei monede existente dintr-o marfă. Dar marfa asta nu trebuie să fie o marfă cu fizică, cu existență fizică, cu existență materială. Și la Bitcoin poți să explici foarte bine pasul în momentul în care s-au schimbat niște unități de Bitcoin pe nu știu, două pizza, că a fost momentul ăla al regresiei. Deci s-a trecut de la valoarea unei mărfi, pizza aia, la valoarea monetară, care a început să se formeze. Apropo că Bitcoin nu e monedă, și asta trebuie menționat. Mijloc de schimb. Dar lasă-mă să-mi termin gândul pe chestia asta. Deci aș zice că Mises n-a apucat să vadă moartea finală a etalonului aur, care s-a întâmplat în 71. Bine, a murit în 72. Dar nu cred că, sau mă rog, s-au întâmplat lucrurile atât de aproape încât nu ce vreau să spun este că cred că mai avea motive până foarte târziu în viață să spere că etalonul aur va fi restaurat și să apere etalonul aur. Dar asta, cum să spun, nu cred că schimbă teoriile. Sunt mai degrabă niște observații istorice. Adică ar fi probabil dispus să spună: domne, dacă are șanse altceva decât aurul, inclusiv o monedă din asta, așa cum sunt astea cripto, sunt perfect compatibile cu o întoarcere la o monedă liberă. Gabi, vrei să revii? Nu, în fine, voiam să întreb, dar până la urmă mă interesează mai mult ideea aceea, ce ar adăuga sau ceea ce ar schimba în human action. E mai importantă decât, eu știu, volatilitatea Bitcoin. Da. Mă pot gândi acum repede la două lucruri pe care probabil s-ar chinui, cred, să le explice mai bine. Prima, aproape că a bifat-o, el a ezitat între teoria banilor și a creditului și acțiunea umană, deci între 1912 și 40 sau 49. A ezitat pornind de la o concepție despre criză ca fiind posibilă și în piața liberă, ca fenomen și al pieței libere. Încă nu se hotărâse dacă fenomenul rezerve fracționare este un fenomen de piață liberă, durabil, nu știu ce. Și încet, încet, pe măsură ce merge spre human action, se cam hotărăște și nu prea mai consideră, acolo unde sunt cele mai proaspete pasaje, nu prea mai consideră că criza e posibilă în piața liberă. O consideră ca aparținând teoria crizei, aparținând doar de teoria intervenționismului. Deși cartea fiind un monstru mare, are și pasaje unde, probabil preluându-și vechile idei, da, se exprimă amintind de poziția din Theory of Money and Credit. Deci cred că ar face-o mult mai explicită. Cred că ar duce de asemenea politica monetară într-o direcție mai clară de model optim, deci de piață privată a banilor. Da. Și poate că ar face ce zice Tudor. O altă teorie care la el e un pic instabilă, ca și argumentul principal, este teoria intervenționismului. A lucrat cu două teorii ale intervenționismului cumva. Una foarte tehnică și punctuală, intervenționismul este fixarea unor prețuri, o intervenție punctuală. Și o altă teorie mai amplă, intervenționismul este orice oază, orice economie în care există oaze în care avem proprietate publică și decret guvernamental, nu decizie de piață. Și pe cele două nu le-a reconciliat complet. Adică sunt pasaje unde zice: domnule, chiar și o economie foarte intervenționistă e tot de piață, pentru că în ultimă instanță tot piața dictează alocarea resurselor. Aici ne putem lega și de politica militară. Da? Din punctul lui Mises de vedere, dacă statul e transparent și le zice prin procesul democratic cetățenilor: purtăm un război care ne costă 50% din PIB, da, impun taxele, m-ați votat, da, bun, am mandat, impun taxe de 50%, ridic taxele și după aceea eu, ca și guvern, fac comenzi militare pe piața liberă, Mises ar zice: asta e piață. În lumina unei teorii a intervenționismului, deci în lumina primei teorii, în care statul intervine numai în fixarea prețurilor. În lumina celei de-a doua teorii, lucrează
când cu una, când cu alta. Aici e un fel de nerezolvată în concepția misesiană. În lumina celei de-a doua teorii, nu, ai o problemă. Când ai preluat un pic de resursă via taxare, via confiscare, via preluare în sectorul public, deja ești intervenționist. Și problema asta nu a reconciliat-o. De multe ori eu am resimțit și la cursuri prezentând intervenționismul și luând anumite pasaje din Mises că aici mai e loc de o discuție. Ce înțelegem până la urmă prin intervenționism? Și poate să aibă legătură cu opțiunea lui de a nu merge până la capăt cu demantelarea statului, da? Și cu opțiunea lui de a vedea politici liberale compatibile cu o anumită doză de prezență a statului. Deci teoria criselor, teoria intervenționismului. Mai trebuie să mai aprofundăm misesianismul ca să ne dăm seama, mai avem de studiat. Da. Gabi, Vali, scuze. Ce părere a avut sau ce opinie a avut Mises față de expansiunea comunistă din Europa de Est? A avut vreo luare de poziție? Ceva? A condamnat-o. Nu știu, adică nu pot să îmi dau seama acum anume unde, dar cred că te gândești la sunt curios dacă a văzut-o ca pe o ceea ce știm astăzi ca pe o influență sovietică sau ca pe o mișcare spontană de stânga. Ah, okay. Din punctul ăsta de vedere. Sper să nu greșesc aici, sper să nu fiu răutăcios aiurea, dar nu l-a prea preocupat problema. Adică dacă te uiți la pozițiile lui, de exemplu, pe Bizanț, pe Biserica Ortodoxă, pe spațiu slav, eu cred că din educație, nu cred că funciar, avea un soi de discount pentru zona asta. Adică sunt cam primitivi, cam înapoiați așa. Nu știu dacă aș găsi mulți parteneri de discuție. De asta cumva nu s-a raportat. Da, nu s-a raportat. Și la cea despre ONU și războiul civil din China. Nu a întrebat. Ce părere? Nu țin minte dacă zice ceva explicit, dar despre ONU și Liga Națiunilor nu avea o părere foarte bună. Îi se păreau eforturi cumva birocratice de rezolvarea problemei. Pot extrapola, de pildă, îl coordonează pe Hans Senholz, un student, a coordonat vreo 5 doctorate totuși, sau vreo așa. Unul dintre ele e Kirzner, de exemplu, cu perspectiva economică, unul e Senholz, How Can Europe Survive? Hans Senholz, în 55 a scris cartea, deci foarte devreme după ce se puneau bazele Uniunii Europene în 1951 cu Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului. Și, practic, sub ocrotirea lui Mises, Senholz demontează acolo toate aceste încercări de tip tratatistic, diplomatic și zice: domnule, nu, dacă n-ai până la urmă o opțiune liberală, fundamentală, nu te înțelegi nici la nivel de tratate, pentru că muți toate problemele acolo și este o bătălie politică și mai și. Același argument ca la imperiul multinațional, multietnic, multistatal, cu multe interese. Deci dacă nu ești liberal, ca să te poți înțelege în maxima libertate acordată celuilalt, te vei certa pe acele structuri centralizate care devin o problemă de viață și de moarte. Da. Și deci a fost, din câte rețin eu, sceptic cu privire la acest tip de integrări pozitive, le-am spune noi. Da? Integrare pozitivă creează structuri ca să ne conducă, integrare negativă elimin bariere ca să ne putem înțelege. Totuși, nu știu, în contextul ăsta mi-aduc aminte de felul în care argumentează când vorbește despre tragedia țărilor subdezvoltate. Are o bucată foarte faină, se numește exact așa, tragedia țărilor subdezvoltate, Plight of Underdeveloped Nations, parcă așa îi zice în engleză. Și acolo ce spune este în esență că, uite, iarăși reia argumentul ăsta cu: uite cum capitalul a făcut să ardă țările astea etapele, deci să le crească prosperitatea, și asta e calea pe care trebuie să o urmeze. Și că greșeala pe care au făcut-o elitele de acolo este că au privit la Occident și au învățat lecția care nu trebuie, pentru că și-au trimis copiii să fie educați de elitele academice, intelectuale occidentale, care elite academice intelectuale occidentale, trăind
lecția sau Occidentul, cum să spun, manifestând lecția capitalistă, pe de altă parte predă lecția socialistă. Deci, practic, în elitele academice sunt marxiste. Ce au învățat copiii ăia, indieni și din lumea a treia, trimiși să învețe cum se obține prosperitatea în Occident, este că au învățat opusul. Au învățat, practic, niște lucruri a căror consecință era distrugerea prosperității. Și spune, uite ce se întâmplă. Au venit înapoi sau au aplicat teoriile socialiste în lumea a treia, au acceptat prosperitatea și prosperitatea nu vine. Și atunci ce au făcut este că au confiscat, au naționalizat, au trecut la naționalizarea capitalului pentru că au crezut că în felul ăsta arestează prosperitatea aia și în felul ăsta o fac chiar mai bine. Și practic, ca să ajung la discuția pe care o aveam aici, zice, în absența, normal că ajungi la război după aia, pentru că țările a căror capitaliști au fost naționalizați în țările din lumea a treia o să atace, o să declare război și o să atace acele țări pentru că au fost furate. Și spune, soluția la problema asta este că, pentru că capitaliștii, dacă vor să atace în justiție aceste naționalizări, n-au cum să se adreseze justiției naționale care nu le dă ascultare. Și atunci spune, trebuie să existe cumva o instanță supranațională care să facă dreptate. Deci avea o concepție despre niște instanțe supranaționale, dar ca un fel de second best. Adică soluția principală ar fi să ai doctrina liberală clasică, care face inutile inclusiv astfel de structură. Da, mă rog, o vede cel puțin ca pe o instituție istorică în condițiile astea, în condițiile date. Dar da, sunt multe lucruri unde business nu, cum să spun, iarăși poți să rămâi cu nedumeriri, poate că din nesuficient studiu, dar pe de altă parte și pentru că business rămâne totuși destul de eliptic așa, adică uite, iarăși o piedică pe care o văd mulți în acțiunea umană, dar asta nu înseamnă că nu ar trebui citită, ar trebui citit așa cum e, deci recomandarea călduroasă e încă de la lansarea, am făcut discuțiile astea, că te apuci și o citești, indiferent cât de dificilă e. Mises presupunea multe lucruri și presupunea că știe cititorul multe lucruri, deci lăsa multe lucruri implicite și poate de acolo găsești niște chestii care rămân încă de dezbătut. Da, el însuși nu se pronunță pe Uniunea Europeană, pe Organizația Mondială a Comerțului, pe GATT, mă rog, GATT, că GATT-ul a prins Stamping SOMC, și femei, Banca Mondială, nici nu știu dacă se pronunță pe lucrări nepublicate unde face niște planuri de reformă, inclusiv pentru Austria, la cererea prințului Otto, care spera la o reîntoarcere, în vârful conducerea Austriei. Și acolo măsurile de reformă sunt intervenționiste. Adică ai niște măsuri care nu poți să spui că sunt libertariene, dar e clar că ceea ce scria pentru și cred că e relevant faptul că rămân nepublicate, adică cred că nu că nu sunt asumate, dar probabil ar fi trebuit să, odată publicate, ar fi trebuit cu foarte multe explicații de ce iei o măsură care nu e direct sau nu e atât de liberală. Și explicația pe care mi-o dau este că le considera cele mai bune măsuri la momentul ăla sau pentru a rezolva rapid niște probleme, nu că ar fi și idealul, nu că ar fi ceea ce trebuie să faci. Dar da, Mises e și omul care atunci când s-a destrămat Imperiul Austro-Ungar a fost cel care a tipărit, a ștampilat monedă, bancnote ca să nu existe o
pentru că era riscul să o ia inflația în sus, a vrut să facă rapid, foarte repede, distinția între coroanele ungare și cele austriece. Și atunci a avut niște măsuri care, din punct de vedere liberal, poți să le, deci scoase din context, așa, poți să le consideri intervenționiste, dar se pot explica în contextul istoric. Deci discuția asta pe ce considera că sau care ar fi sau cum ar fi instituții internaționale ideale din punctul de vedere al lui e destul de nuanțat. Ne apropiem de 2 ore și un sfert. Dacă mai aveți întrebări, o întrebare, două. Haideți. Am fost performanță, am atins toate problemele. Da. Ok, păi atunci, înainte de încheiere, aș vrea să menționez lucrul ăsta, că mâine Institutul Hayek lansează niște cărți. O să fie, cred că, nu știu dacă se întâmplă fizic la Cluj sau nu, dar în principiu așa ar fi trebuit. Acum cu măsurile astea, nu știu dacă se și întâmplă sau nu, dar cu siguranță evenimentul, sau mă rog, sper că are loc, așa era promisiunea că are loc. O să se discute Gabi Musa și cu alți colegi iarăși pe cărți de Mises, deci discuția asta putem considera că se continuă mâine, așa că căutați evenimentul ăsta al Institutului Hayek, pentru că cred că mi se aplică, e recomandabil. Dacă se încheie așa într-o notă veselă, dacă îmi dai voie, cred că mi se aplică și nouă observația pe care o făcea, mă rog, soția unui preot care avea speech-uri în multe feluri, dar soția glumea cu el și zicea: cum ți-ai botezat speech-ul de data asta? Da. Ea sugerând că zice același lucru oriunde se duce, omul fiind vorbitor pur sânge. Și noi putem zice: cum ne-am botezat discuția de data asta? Da. E aceeași discuție, dar o botezăm în multe. Comemorarea lui Mises la 140 de ani de la naștere. Da. Ok, mulțumim. Ne vedem data viitoare, sper curând, cu volumul pe socialism.